Bine ai venit la Instashoot, un curs gratuit din 5 zile despre cum să devii popular pe Instagram și să faci bani din asta. Am făcut două cursuri și am primit un feedback impresionant. Și am înțeles că cel mai bine putem să dăm acel șut în fund metaforic ca tu, fiind ori expert, ori un creator de conținut la început de drum, să te apuci de treabă, să-ți elimini niște frici, să-ți formești niște deprinderi și să începi să-ți împli buzunarele cu bani. Sunt Vadim Cușnir și fac marketing din 2016. Am în spate zeci de colaborări cu afaceri mari, am elaborat strategii de dezvoltare a comunităților pentru Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri. Am instruit managerii din companii de gen Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou, gestionez Academie Vie și două proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător. Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții, pas cu pas, cu ghidaj și cu instrucțiuni. Tot ce trebuie este să dai click, să te înscrii și să urmezi cu exactitate tot ce îți propun eu. Și asta o să-ți schimbe viața. Hai, grăbește-te, curând începe. Portofoliul ăsta de investiții în companii de dividende are un scop de a eventual în vreo 10 ani să-mi acopere mie investiții. Uh -huh. Și eu să pot să-mi banii din dividende în fiecare lună și să fac orice vreau eu cu ei. Și iarăși, reamintesc, 10 ani și eu o asta foarte mult. Nu investiții de genul 800% în două zile. Adică investiții care durează foarte mult timp, care eu foarte de subliniez. Boring. Asta nu este bani rapid. Dacă voi vreți bani rapid, eu nu sunt persoana voastră potrivită. Dacă vreți, vă dau linkurile la alții care ați vă înveță. Dacă cu dânsul, ați pierdeți bani. cu mine, cel mai probabil, pentru că investițiile în cei ce fac eu au 99.9 rata de profit dacă tu investești minim 13 ani. Adică șansele tale sunt aproape garantate că tu să faci bani dacă tu investești minim 13 ani. Așa, azi îl avem ca invitat pe Vlad Caluș. Corect? Caluș. Caluș? Caluș. A, așa. It's ok, toată lumea, toată, lumea spune greșit, așa că nu, e, it's fine. Trebuie așa acolo. deci, eu pe Vlad îl cunosc de acum vreo 3-4 ani, când e înființa un plană bălg. Eu, noi cu tine am făcut cunoștință la ai. mai Corect, tine, da? Da, dar dacă nu noi eram la iHub, asta era aproape 8 ani în urmă, sau 7 precis. Șapte ani? 7, deci Dar ce eu zic trei? Noi eram, deci hai, hai să-ți spun și concret, deci noi în 2016 am început compania în Cluj A, și noi în 2017 am început să lucrăm la iHub. Deci A, undeva prin martie 2017, posibil cam de atunci, undeva probabil anul ăla, noi ne-am noi, noi ne cunoscut. Da, de ce eu am spus, am menționat chestia asta? Pentru că atunci eu te cunosc pe tine ca și co-founder la uh, proiectul Planable, care de. am înțeles că acum, de am sunteți 30... Exact, noi suntem o echipă de 38 de oameni, suntem o companie cu câteva milioane în vânzări pe an, suntem un. Știu, este start. E, îmi place cuvântul startup, dar îmi, nu, nu știu deja dacă mai rezonez că noi suntem startup, mm -hmm. suntem un scale-up, suntem o companie destul de bine fixată, cu un business model foarte, foarte clar, care funcționează, noi suntem deja la etapa de scalare concretă ca să creștem mai departe la obiectivele noastre. Păi, iată, fiind fondator de așa o companie în cu impact internațional, mai nou, ultimii ani am văzut cum te-ai dezvoltat ca și anume pe linia asta de expertiză, de expert în investiții. Da? Și mai de exemplu, punem foarte des în exemplu chiar și la cursuri modul tău, anume strategia ta de conținut, cum tu te dezvolți ca și expert și momentele cum tu, în general, monetizează atenția asta capitalizată. Și te a făcut în primul rând? Nu interesant să o luăm de la început, adică fiind fondator, co-founder -fo co dezvoltând așa o companie, adică acolo precis sunt și salarii și dividende. Și te a făcut pe tine să te inițiezi într-o altă nișă, nișă de investiții? Startup-urile, în primul rând, pentru tare multă lume, noi suntem un caz, eu în continuare cred că noi suntem un caz de foarte mult noroc și foarte multă persoasiune, pentru că n-ai reușit să ajungem unde noi suntem. Dar reamintesc pentru toată lumea, 9 din 10 startup-uri în primii 4 ani, încă altele 9 din 10 startup-uri reușează în următorii 4 ani. Deci, șansele că noi suntem aici, în această conversație, să vorbim inclusiv și despre Planable, este o serie de foarte, foarte mari circunstanțe în ultimii 8 ani. Dacă eu am început compania în, în noiembrie 2015, eu am făcut cunoștință cu cofondatorii mei actuali. Și noi suntem că în 2024 astăzi. Așa. A, și primii 2 ani de companie au fost ani în care bani nu s-au făcut. Adică noi am avut o investiție destul de mică, dar nu erau... N-am putut să ne plătim niște salarii din astea în care eu ți spun că eu putem să fac foarte multe chestii. Eu în 2017, noi în 2017, la un moment dat, am închis salariile pentru toată lumea și ne-am mutat înapoi în Chișinău. Eu iar am revenit la părinții mei și cerem câte 10 lei de la părinții mei ca să pot să mă duc cu până la iHub, uh -huh. ca să pot să lucrez la startup-ul din care eu facem parte, știi? Așa. Și după asta, totuși, începând cu 2018, lucrurile au început să îmbunătățească. Noi am început să facem vânzări, în am început să fac un flow destul de clar de clienți care au început să vină, noi am început să înțelegem mai exact care e piața noastră, am angajat-o pe Miruna Dragomir, care e CMO-ul nostru actual, am continuat să angajăm și ingineri, am mai luat și o investiție între timp și respectiv lucrurile au început să funcționeze. Faptul că lucrurile au început să funcționeze înseamnă că în sfârșit noi am putut să ne plătim niște salarii ok, nici mm -hmm. nu pot să zic decent, cred că ar fi următoarea aici, etapă, astea erau salarii ok. Și uh, inițial noi trăiam în Londra în 2017 pentru că am fost parte dintr-un accelerator, dar după asta m-am mutat în București și pentru că așa au ieșit circunstanțele, m-am mutat împreună cu iubita mea pe atunci și soția mea actuală în București și noi am reușit măcar să avem ambii niște cheltuieli relativ mai mici că am putut să împărțim cheltuielile noastre de gospodărie și rest. Dar în general... Uh, prefata sau practic ce s-a întâmplat la minimalist e foarte mult datorită la Planable pentru că Planable a început să-mi mie un venit destul de ok eventual, astfel încât eu am ajuns la etapa că, ok, eu încep să am veniturile. Și mai departe, și fac eu cu veniturile astea? Pentru că eu mă țin minte pe mine permanent, de când mă știu pe mine, eu sunt o persoană foarte frugală. O persoană care nu prea place să cheltuiască banii, uh -huh. o persoană care nu prea are dorințe și mofturi în general. Eu mereu când avem A, nevoie, când vrem chestii, eu, nu, eu încercam să spun că ok, dar eu n-am nevoie de asta, dar de ce am nevoie eu de asta? Dar eu am acasă. De exemplu, eu nu mâncam în restaurante și eu eram gen, pot să mănânc acasă. Adică eu o aud pe mama care gen, nu avea mâncare acasă. <laughs> <laughs> și din cauza asta am început să am bani și am început să economisez banii ăștia știi în ce să fac cu ei și nevrând să-i cheltui pe chestii și toți acum lau la mine în conturile mele bancare luni de luni în care eu începeam să am niște sume de câteva mii de euro care pentru mine, mii de euro, cinci ani în urmă, era o sume colosale de bani. Și am început să mă gândesc, ok, trebuie să încerc să fac ceva despre asta. Am avut noroc că atunci când eram în Londra, eu lucram de luni până sâmbătă, de la 9 până la 9 undeva, și după asta, duminică, aveam două alegeri. Eu fie mă duc într-un parc, de exemplu, sau într-un muzeu în Londra, pentru că ele toate sunt gratuite oricum și tare mult recomand la alții, sau dacă timpul era afară și eu n-am chef să ies, eu citesc cărți. Și am avut una dintre cele mai bune cadouri care mi le oferi părinții mei, era un Kindle respectiv eu pe Kindle-ul ăla, cărți și le punem la mine pe Kindle și am luat toate cărțile care n au reușit să le citesc în ultimii trei ani. Am luat cărți de business, de finanțe personale, de antreprenoriat și le-am luat unul după altul. Și am avut noroc să ne meresc peste o serie de cărți de finanțe personale foarte basic pe care toată lumea le știe, gen Robert Kiyosaki, uh -huh. Cel mai bogat om din Babilon, uh, Zero to One de Peter Phil și multe alte din astea care se consideră foarte basic sau fundamentale în educația unui antreprenor unui sau un, unei persoane de mai. Și de atunci am înțeles că ok, pare a fi că eu trebuie să fac ceva cu banii mei și trebuie să-i economisesc, eu deja încep să-i economisesc, dar după asta trebuie să încep și să investesc. Și la un moment dat când am, început, când am vrut să încep să investesc, eram, mă efectiv practic mental cu un cap de perete. Pentru că nu, nu puteam să găsesc, era o barieră în care eu aveam informațiile, și în special când citești cărți de educație financiară, tu citești cărți de obicei, americani, scrisă de americani în America. Care trăiesc acolo, care au sistemele lor, care au brochilurile lor și nimeni nu te explică ție, în Republica Moldova, în România sau în Europa în general, cum un european să investească în Europa. Pentru că sistemele sunt diferite, adică instrumentele sunt diferite. Procesul, conceptul e același, doar că instrumentele sunt foarte diferite. Și eram ok. Și mie mi-a luat o perioadă până eu am înțeles. Când am găsit răspunsurile la toate întrebările astea, eu am simțit o necesitate foarte puternică de a împărtăși asta cu alții, pentru că eu știam foarte mulți prieteni de mei care tot vreau, vor să investească și pentru mine era obositor să am conversațiile astea, de exemplu, cum noi le avem acum la masă și le explic lor pas cu pas unul după altul. Și eu de mult am vrut să devin creator de conținut uh, și mă gândeam mereu că ok, dar timpul meu în calitate de co-fondator și head of sales la Planable nu-mi permite mie să fac alte chestii pe lângă Planable pentru că credeam că asta ocupă foarte mult timp, pentru că am crezut că să fii creator de conținut trebuie să faci asta full time cumva, pentru că m-am gândit că monetizat asta e aproape imposibil. să mult Da, 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 da. Adică eu, eu, Asta nu ocupă mult timp. Mai noi dacă vrei, noi în jumătate de oră putem să facem un crash course și un workshop foarte strong de creare de conținut și monetizare <laughs> și antreprenoriat, în care eu să oblig absolut toți creatorii de conținut care ne urmăresc să înceapă să facă bani din asta. Hai, am avut... tot ne Eu am tema. avut o întâlnire de săptămâna trecută despre care pot să povestească și, să, uh, și putem să abordăm diferite strategii. Dar pentru mine, eu am spus că ok, cum ar fi? A, ah, nu, și, și un alt lucru care eu îl menționez de fiecare dată este că noi eram în pandemie, în pandemie evident că am avut foarte mult timp să încep să învăț să investesc. Adică eu în 2020, eu sau lucram sau citem despre finanțe personale. Citem atât de mult despre finanțe personale încât soția mea pur și simplu ne închide în gura, și îmi spune te rog, nu te mai avut pentru că nu mai pot. Asta e unicul lucru despre care tu vorbești. Bani, 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 bani. Și eu, într-adevăr, eu pot să înțeleg că eu eram la, Eu am găsit ceva la care... Nu, eu nu pot să explic despre cum asta a funcționat pentru mine, dar am găsit un domeniu despre care eu am simțit un, 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 urge întreg de a citi și de a învăța și de a rupe toate cărțile care le găseam eu pe finanțe personale. Pur și simplu pentru că simțeam că eu intram în, într-un loop din asta ca în Wikipedia, știi, când tu intri pe un link și după asta te trezești că tu citești despre mm. Roman Empire la 4 din noapte. Pentru mine era fix așa cu finanțe personale. Eu am vrut să găsesc și să citesc. Și eu intram și îmi dădeam seama că da spate și așa, da așa, da spate și așa. Până când, la un moment dat, eu m-am obligat pe mine să încerc să caut o săptămână întreagă doar resurse în română. Pentru că eram curios ce se întâmplă în România, dacă sunt investitori în România. Chiar am gen, sigur sunt, dar nu găsesc, n-am putut să găsesc absolut minim. Și la un moment dat am început să investesc, am nimerit peste câteva comunități, pe atunci ele erau foarte mici. Dar la un moment dat, în 2021, Oxana Greacenco m-a chemat pe mine într-un clubhouse în care îmi în care m-a chemat într-un clubhouse, în care ea spunea că vreau să vorbim mai mult despre independență financiară și eu i-am răspuns la un story și îi spun că eu vreau să vorbesc despre independență financiară, eu nici n-am știut că alți moldoveni știu despre conceptul ăsta. Uh, și n-am început să, n am intrat în acel clubhouse, unde eu am povestit câteva chestii și mi-a scris după asta tare multă lume, gen Vlad, dar ce înseamnă independență? Dar totuși, da cum să încep să învăț să investesc? Și am spus, ok, you know what? Hai să încep să fac un Blog uh, de finanțe personale. Și acum e ca, acum putem să intrăm în partea asta de minimalist, știi, în care eu mi-am pus mie o serie, o serie de reguli pentru minimalistul de la bun început. Eu am avut și conversații cu soția mea foarte mult, care iarăși m a sprijinit pe mine în toată aventura asta super, super mult. Și eu îi spun soției mele că îi spun ok, eu vreau să semnez un contract individual cu mine, în care eu, Vlad, uh, mă oblig să creez conținut minim 3 ani pentru minimalistul și eu o să spun că minimalistul funcționează sau nu funcționează abia peste trei ani, indiferent, like-uri, nu like-uri, view-uri, nu view-uri, nu știu, am vânzări, n-am vânzări, eu o să spun și să trag o linie dacă asta funcționează abia după 3 ani, 1. 2. Eu a conținut în fiecare zi, de luni până sâmbătă, poate duminică mai fac o pauză, dar eu a conținut sau să un content calendar Ioși, săptămânal. 300, 300, 300, asta sunt 900 de postări timp de 3 ani mm. undeva. Plus minus, da, asta tu te gândești numai la postări. nu, uh, da. informații. Da, da. eu cred că am vreo 10.000 de story postate doar în ultimele 3 luni la cantitate. chiar aș fi curios într-o la mine în Analytics să uh, conținut în fiecare zi și totodată Încerc să monetizez, poate încerc să monetizez peste vreo 2 ani de la lansare. Mm -hmm. uh, Ți-ai dat timp. Că da, eu mi-am dat mm -hmm. un timp, eu am spus că ok. Pentru că eu am urmărit foarte mulți creatori de conținut. Eu m-am inspirat foarte mult de la Matt Deavela, de la inclusiv de la Gary Vaynerchuk, de la tot felul de oameni la care ei foarte mult vorbeau despre faptul că crearea de conținut asta nu e hai să mă fac influencer peste pe o zi, știi? Mm -hmm. Asta e despre foarte multă muncă, foarte multă răbdare și când devii investitor... You embrace this part of, știi, răbdare. Tu înțelegi că bă, investițiile în general, adică investițiile despre care eu vorbesc, sunt investiții foarte boring, foarte, foarte plictisitoare pe perioada de 20 de ani, din care tu faci, nu știu, 80% pe an. Nu, nu sunt investiții din astea în care, adică, dacă și există, eu am mai văzut prin spațiul online în Republica Moldova, există anumiți indivizi care mai spun că te învăț faci 20% pe lună, de exemplu. Mm -hmm. Adică, din astea, fie asta e scam și înșelăciune, fie asta risc mare. Fie un risc atât de mare în care cel mai probabil tu îți pierzi bani. Eu am vrut să investesc în, pentru mine, în primul rând, într-un mod foarte clar, pasiv, simplu, dar și totodată să ajut pe alții să investească într-un mod la fel de clar și simplu. Pentru că știu de unde noi venim în spațiul ăsta meoritic de Europa de Est, în care noi avem nevoie de mai multă siguranță. Investițiile, în general, e un subiect atât de tabu, în care, nu știu, cred că la masă ar vorbi mai degrabă despre sex decât să vorbească despre investiții. Clar. Și eu am vrut să fac, eu atunci mi-am setat cu ok, hai să mă gândesc despre și eu vreau să fac. Eu am vrut un blog despre finanțe personale și am vrut să fac un blog Inițial, el era despre finanțe personale, după asta mi-am dat seama că oamenii sunt mult mai pasionați de subiectul de investiții și el s-a refocusat mai mult în subiectul ăsta de investiții. Este zona de cum să faci bani. Da, e mai yeah. mult, nu e despre cum să economisești bani, dar e zona despre mai mult cum să investești bani. Mm -hmm. Evident că eu vorbesc foarte mult despre cum să economisești, cum să cheltui mai puțin, dar eu în viitor vreau să mă focusez ca tot ce facem la minimalist să fie în primul rând despre investiții și creșterea veniturilor. Pentru că tu poți investești cât de mult, tu poți investești cât ani vrei tu, dar dacă tu investești 50 de euro și dacă tu investești, de exemplu, 1000 de euro, diferențele sunt foarte, foarte mari. Și eu vreau să învăț eventual oamenii și să-i ajut pe ei să-și crească veniturile, astfel încât să bage practic mai mult lem în foc ca să mm -hmm. poată să crească investițiile lor. Și după asta oamenii se bucură de banii lor, să facă independență financiară și multe alte lucruri de genul dat. Dar pentru mine minimalist, atunci, de la bun început, era că eu vreau să-i duc oamenii și să-i ajut pe ei să învețe Uh, foarte practic și foarte clar, pentru că o chestie pe care iarăși, eu, eu, sunt, foarte, eu sunt foarte citit și inspirat de Gary Vaynerchuk în care de, da, nu el place numai de decât conținutul lui. În mm -hmm. Mai mult vorbează de partea lui de conținut în care el vorbește mereu și pentru cei care nu au citit cartea Jab, 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 Right Hook, una din primele lui cărți, el vorbește foarte mult despre faptul că you have to give content for free, anything that other people are giving for paid content, you have to give it out for free. Și eu luam absolut orice conținut. Eu stricam cursurile mele cu plate, pentru care oamenii plătesc 200 plus euro, și scotem conținutul ăsta de acolo și îl punem gratuit la mine în conținut, pentru că eu știam că eu mai degrabă vreau să ofer foarte multă valoare la comunitate, astfel încât oamenii se creadă că ar fi stupid să nu cumpăr de la el un curs, pentru că eu știu că el în primul rând livrează o informație, el mi-a oferit pentru mine atât de mult conținut gratuit, că eu oarecum vreau să-l recompensez pentru toată munca asta gratuit pentru care eu yeah. o faci. Și chiar dacă, și eu mereu asta spun, chiar dacă tu n-ai să de la mine absolut nimic, nici o grijă. Eu spun la multă altă lume, tu nu trebuie să cumperi absolut nimic. Dacă vrei, stai la mine pe Instagram un weekend întreg și tai să înveți cum să investești. Dar dacă vrei, punctual, pas cu pas, da, e că eu am câteva resurse cu plată pe care tu poți să le accesezi. Dar asta nu e obligatoriu, tu nu trebuie să faci asta. Există multe alte informații complet gratuite la mine pe Instagram. Păi asta și funcționează, să, re să fac un rezumat, deci în primul rând, primii trei ani de startup fără bani aproape, cu investiții și multă muncă, Vlad a spus așa un lucru tare interesant, de luni până sâmbătă, de la nouă până la nouă, e câtă o dedicație, <laughs> și după asta, numai după... 3-5 ani când startup-ul a început să funcționeze, hai să văd și a început să genereze niște bani, da, cu exact. surplus hai să văd unde, unde mă mai ocup ca banii ăștia să îi multiplic și așa a apărut minimalistul. Prima regulă e contract iarăși de 3 ani pe minimalistul. Da? Asta e prima regulă. Ce reguli mai sunt încă? A doua, conținut? A doua e scrieți conținut în fiecare zi. Fiecare zi de luni până sâmbătă. Da. Adică fie să ai un conținut, fie să ai un calendar editorial pe o săptămână, de exemplu, de dorit pe o săptămână înainte măcar, dacă nu reușești să faci conținut pe săptămână înainte, înseamnă că eu mă obligam să creez conținut în fiecare zi. Asta era în vacanță, nu în vacanță, cu cameră, cu stativ, fără stativ, fără stativ fără, cu stativ, cu airpod fără airpod nu mă interesează. Video sau nu video, conținut trebuie să fie. Tu ai, presu, tu ai pus, cu, cu alte cuvinte, tu ai pus cantitate mai presus decât calitate. Um... Oare cum? Nu, eu mai mult eram, uh, conținutul trebuie să fie în fiecare zi pentru că eu am vrut numai decât să am, să am consecvență, uh -huh. pentru că eu știam că social media e, în primul rând despre consecvență, despre conținut postat în fiecare săptămână regulat, dar eu încercam să optimizez cât de mult puteam. No, Adică eram, erau posteri pe care eu le făceam așa în două minute și erau posteri la care eu lucram câte două ore. Nu vezi că sunt bloggeri mulți, începători, experți care vor să promoveze. Că tu, zona din, tu faci parte din modelul de expert care are expertiză la, la mijloc care o vinde. Tu expertiză ți-ai donat, o ți-ai capitalizat-o pe parcurs și ai cercetat investițiile la tine s o format. Trei ani de stat cu nasul numai într-un subiect, asta deja e expertiză. Alți sunt psihologi, avocați, nu contează. Păi iată, e complică crearea de conținut. Ba prea mult branding, ba fontul nu e așa, ba, video nu i bun. Tu, tu cu asta, asta, cum ai lucrat în tine? Mai dacă ai deschis instagram și eu aș prefera să nu faci asta, să dai scroll până <laughs> jos la primele mele posteri, eu a foarte tare și a spun închide și nu vreau să le văd. Ideea e faptul că eu știam, când cream conținutul ăla, eu știam că designul ăsta nu e perfect. Eu știam că video astea pot fi cu calitate mai bună. Eu doi ani de minimalist am filmat de pe iPhone 6S iPhone-ul meu 6 care avea o husă cafenie, care era albă înainte, și telefonul ăla servea ca telefonul meu, era un telefon foarte lent, dar în continuare m-a ajutat pe mine să-mi ating scopurile mele, să creez conținut și să filmez de pe el. Eu spuneam că eu n-am de gând să cumpăr nimic până nu încep să fac niște bani reali, Uh, și e ca prima achiziție din după vânzarea la un curs pe care l-am făcut eu, ne-am luat un iPhone nou. Dar concret, ca instrument de muncă, uh, nu ca jucărie pe care am vrut să eu. Uh, și pe de altă parte, eu, într-adevăr, am încercat să nu. Eu sunt o persoană care este foarte mult despre move fast, build fast, ship fast, adică continuu, să, mai bine eu încerc să livrez mai rapid ca să pot să iterez, să iau cât mai mult feedback de la oameni și să înțeleg exact în ce direcție trebuie să mai mișc, decât să stau și să complic și să fac niște postări din astea foarte, foarte deștepte și foarte genial. Plus, mai bine eu încerc să focusez fiecare postare pe un subiect anume. Pentru că eu, la minimalistul, mi-am creat mie trei piloni de conținut, practic, pilonul de economii, pilonul de cheltuieli și pilonul de investiții. Uhum. Adică, șapatul le-ai devenit. pe clusterul de conținut. Oarecum, da. da. Uhum. Adică, uhum. eu mai degrabă încerc și când creiam conținut, eu am făceam anumite categorii de conținut, în ce direcție vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc, de exemplu, nu știu, despre poate niște noutăți financiare, dar noutățile financiare încerc să le rug, în practic, într-un mod și le povestesc într-un mod așa de simplu, astfel încât toată lumea poate să înțeleagă exact, de exemplu, cum ne-a afectat pe noi războiul din Ucraina când părea că războiul e de departe din noi. Eu încercam să explic la toată lumea că peste șase luni să avem foarte mari probleme energetice și lucrurile care s-au adeverit după asta. Uh -huh. Și tot felul de lucruri de genul dat în care eu, practic, toată ideologia mea la minimalist este pas cu pas pe înțelesul tuturor. Pentru mine asta era foarte important să-mi găsesc o anumită structură clară de la bun început. Cum trebuie să fie conținutul ăsta. Și doi, eu mereu când creez conținut, eu mă gândesc la o anumită persoane pentru care eu creez conținutul ăsta. Eu, am inițial, am, am creat un, un avatar de om uh -huh. pentru care am vrut să creez conținut, dar eventual, el. audiența mea care eu crescut, e audiența, de exemplu, plină de femei. Uh, gen, 77% sunt femei, respectiv Așa, eu livrez foarte <laughs> Da, da. Și eu livrez conținut, iată, pentru, pentru ele. Adică, pe locuri pentru mine, chiar și mesajul care îi salvez în conținutul meu, e un mesaj din investești gen la, la conjugat la feminin, pentru că ați vorbesc direct cu audiența mea, pentru că eu știu că oricum bărbații sunt mai puțin și eu mai degrabă să vorbesc cu ei. Chiar dacă, uneori, statistic, dacă mă uit prin cifrele mele, bărbații au tendința să cumpere mai mult produsele mele, dar femeile au mai mult se, femeile mai mult urmăresc. Mm -hmm. Și tot felul de chestii care tu le deja în timp când te uiți peste cifrele tale, peste analytics, peste tipul de client pe care, la care tu vinzi și tot așa mai departe. E pricolnă, e Revenind la... Nu, ca uiți, eu când abia când am inițiat social media în culise, schema e fix așa ca la tine. Mai e fix în fix. Eu am avut nevoie de marketer, vrem să văd cum funcționează departamentele de marketing în companii în Chișinău și tot nu venea credit că nu M-am uitat, nu sunt comunități, sunt câteva grupuri inactive și zic, trebuie... Cineva ar trebui să facă Da, trebuie de adunat cumva, de publicat. Și numai că eu nu-mi făceam planuri de conținut. Eu pur și simplu improvizam în fiecare zi și asta 3 ani o leacă, de jos când tu ești Devine foarte obositor mm -hmm. când ești pe improvizație, pentru că în primul rând uneori ești în pană de idei. Și în al doilea rând, de exemplu, nu știu, conținutul meu editorial, el are anumite placeholder în care eu știu că, ok, de exemplu, săptămâna asta vorbesc despre anumite lucruri sau în fiecare lună eu am anumite placeholder și eu, pur și simplu, mut și pun conținut. De exemplu, am anumite rubrici, de exemplu, nu știu, cât am câștigat în dividende luna asta care avea averea mea netă. Cât am economisit în luna asta. A, sunt în funcție de calendar, sunt anumite tipuri exact. de postări care tot Exact, e exact. exact. de exemplu, da, cât așa... am câștigat în dividende da. la final de lună, pentru că eu pot să văd exact la final de lună cât am câștigat. Averea mea netă, eu oricum fac asta și m-am gândit că ar fi nice. A, ah, și există o altă chestie care... Măi, eu nu prea am văzut oamenii în Republica Moldova să facă asta și în Europa de Est în general, dar e o chestie foarte inspirată de la americani de la alți creatori de conținut americani pe finanțe personale în care eu am adăugat transparență în conținutul meu. Adică Acolo eu arăt, de exemplu, cât am câștigat eu și eventual foarte mult vreau și îmi doresc să arăt transparent, concret, de unde e argumentul vin tău vin principal de mea. expertiză și tu scoți în față. În care eu arăt ne. că eu nu, adică eu nu-ți nu explic despre investiții când eu am 10 dolari în cont și mm. am investit în 3 companii, știi? Eu ți, -ți arăt că ea, ca portofoliul meu de investiții, el are 162.000 de euro. Atât în ce am investit eu. Uh, portofoliul meu e public la mine pe Instagram, companiile mele sunt publice la mine pe Instagram, uh, eventual aș vrea să fac cheltuielile și veniturile mele publice. Uh, El e ca un gem mai în scurt distă de o um, de zăpadă care a început să acumuleze și cât mai mare e portofoliu, cât argumentul e mai mare exact, de experiență. Exact, Și mai ales să-ți dai seama, doi ani în urmă când am vrut, prima dată când am început să fac asta, mie mi-era foarte frică, pentru că mă gândeam că îi dă da, oamenii a să vadă și a să creadă că portofoliul meu e prea mic. Portofoliul mm -hmm. meu deja pe atunci avea vreo 40-30 mii de euro uh -huh. și am crezut că oamenii se crede că e prea mic și erau gen, băi, eu îl urmăresc pe Vlad de un an și el atunci avea doar, nu știu, 10 mii de euro în portofoliu, doar că eu în continuare am mai mulți bani investiți decât 99% din audiența mea și respectiv asta în continuare mă face pe mine o, o persoană care cunoaște mai mult, dar și totodată eu sunt mult mai consecvent decât mulți alții, adică la mine eu investesc în fiecare lună mii de euro în portofoliile mele ca să pot să creez valoare pe termen lung. Ok, revenind la conținut, strategie de clusteri, de piloni, um, ne împare, e da. eu de exemplu nu am mai folosit, dacă ți-e interesant, noi folosim, știi cine e Eugene Schwartz? Îmi pare că mai auzit. E un copywriter, uh -huh. destul de renumit, nu mai este în viață, dar el a scris o carte tare, e Breakthrough Advertising uh -huh. Uh -huh. și drepturile nu i aparțin? Uh, și prietenii lui revând cartea asta și e, se întâlnește rare ori pe Amazon cu 700, cu 900 de dolari, uh -huh. dar nu există în masă, mai în scurt. E temă. El are acolo, el împarte toată audiența în 5 etape. În, uh, inconștient, conștient de problemă, conștient de soluții, uh, conștient de produs, gata de cumpărătură. Apea uh -huh. că noi planurile de conținut care le facem, inclusiv și eu foarte simplu asta multiplic, cum să faci 100 de idei. Ei este 5 etape și câte 20 de idei la fiecare etapă. Omul care problematizare, conștient de problemă, blin, eu am bani, dar nu știu să fac cu dânșe, fix așa mm -hmm, cum tu mm ai -hmm, spus. Mm -hmm. Și ce tip de consum, nu te și interesant. Tac, unde poți să investești, tipuri de investiții, tipuri de venituri, unde e periculos, unde e grad de risc și tot așa, pe urmă, conștient de uh, soluții. Tipa, eu vreau să investesc în ETF-uri. Exact. Ce înseamnă ETF-uri? Cum sunt construit Acolo și este așa o piramidă unde se aprofundează, se aprofundează exact. până exact. nu-ți cumpără cursul. Exact. Cu monetizarea, da să vedem, cum care au fost timpourile de creștere? Hai, dacă noi toți suntem la zona de dezvoltare a contului de expertiză și de acumulare, care au fost etapele de creștere? Tu 3 ani te ocupi cu, cu... Da, eu da? în aprilie, pe 5-4 sau 5 aprilie fac 3 ani. Așa, prima jumătate de an, cum a fost? Băbșe? Prima jumătate de an, eu am pornit în aprilie, eu am pornit conținutul și am spus că mai. Eu, a, vorbind despre conținut, eu când am început să mă gândesc, ok, vreau să fac minimali, vreau să fac un conținut, vreau să fac un blog de finanțe personale. Erau foarte multe diferite variante cum poți să fac asta. Iar social media nu ne oferă oportunitatea asta că tu poți alegi exact formatul care funcționează pentru tine. Din analiza concurenților? Sau nu numai adică, decât din ce. În primul rând am vrut să eu să văd cu ce mă simt eu foarte bine. De exemplu, uite, eu am avut o serie de oportunități. Am avut oportunitatea să mă duc pe YouTube. Uh -huh. YouTube am spus că, băi, YouTube-ul Costă pe tine, nu știu, cam 15-20 de ore Pe săptămână ca tu să filmezi, să editezi, Să pui asta mm -hmm. Și încă și eu nu sunt mare expert de filmat Nu sunt mare expert de editat Acasă nu prea am unde filma mm, Complicat Mă gândesc podcast Podcast sună tare nice uh, Doar că și el e doar voce Respectiv nu trebuie să investesc în audio Pot direct să filmez și să mă duc acolo Am, am făcut deja și o listă de invitați Doar că în continuare știam și am citit foarte mult În general că un podcast e foarte, foarte greu să-l mm -hmm. uh, Pentru că el fiind un format foarte organic care se promovează de obicei doar, eu îți spun ție, tu spui la alții, și tot așa mai departe Mai departe Blog mm, blog, acolo trebuie să investit foarte mult în SEO, trebuie de făcut foarte mult conținut, trebuie de scris foarte mult, e nice, dar parcă simt că există alte formate mai departe, newsletter. Newsletter sună nice, dar îmi pare că în Republica Moldova sau în România noi suntem foarte departe de a citi newsletter Eu am văzut... E că nu bune. Moldova, sunt bune. În Moldova, văbșe, sunt newsletteri bune? E ca recomand la alții să, și mi-ar plăcea mult ca alții să înregistrez la mine newsletter. Eu în fiecare lună, de exemplu, povestesc... De-a-mă da, da, eu îl am, eu în fiecare lună povestesc, am rubrica de portofoliu meu public, uh -huh. valoarea cea mai mare acolo e faptul că eu arăt exact care e portofoliu, în ce investesc, cum investesc, dar totodată vorbesc ce s-a întâmplat în finanțe personale în ultima lună. Uh -huh. Eu îl dau unul pe lună, dar el e unul distă, foarte, foarte complex. Ca un raport personal practic, practic da, da, audiență, da, 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 da? Exact, uh -huh. uh, sure. unde eu pun și mai multă transparență decât eu pun în social media. Uh -huh. uh, și după asta m-am gândit că ok, eu urmăresc tare mulți oameni pe finanțe personale, pe Instagram. Instagram e o audiență care mie îmi place, eu pot, spun, pot să pot să-mi pun fața acolo, pot să nu-mi pun fața, există story-urile de la care eu pot să vând prin clicuri direct, eu pot să eu. și mie Instagram îmi place. Mie îmi place Instagram ca un format de conținut nice. TikTok-ul pe atunci abia începea să crească undeva, în orice caz, la noi în Europa de -est, și am spus că nu, TikTok pentru mine, el sună prea complex, eu nu-l mm -hmm. nu înțeleg, eu până n am mare activitate pe TikTok. Și am spus că, ok, hai să facem doar pe Instagram. Și eu, în primul rând, sunt foarte recunoscător Instagramului faptul că... În o e... regulă, paranteză, o ales un singur canal în care o pus tot efortul. Eu am început abia după să fac duplicate la conținutul meu în TikTok mm -hmm. și în YouTube Shorts, dar doar așa ca să fie. Adică focusul meu, în, în audiența mea în continuare 90% e principalul doar pe Instagram. Și am spus că, ok, am ales doar instagram Pentru Instagram am început să fac și partea de monetizare, cum au fost primele șase luni? Eu în primul rând am crescut cam pe la vreo 3.000 de followeri în prima lună, pentru că am avut noroc în primul rând de o comunitate de moldoveni care toată lumea a început să fac share-uri și iarăși am avut un brand personal de cofondator la Planable și știu eu că gen... Dacă eu sunt cofondator la Planable, înseamnă că asta tot e ceva interesant și valoros pentru alții. Plus, iarăși, e un subiect de finanțe personale în română, despre care lumea nu prea citește și eu am încercat din start să explic la toți că eu asta aduc foarte multă practică. Adică noi să arătăm concret cum investești și eu îmi pare că primele mele 15 postări pe erau gen video oricum cum tu te înregistrezi la un broker ca să-ți faci un cont de investiție, adică atât de clar și atât de practic. Uh... În primele șase luni, deci eu am o trecut undeva vreo două luni de când ne am început minimalistul și la un moment dat am început să-mi scrie oamenii gen Vlad învață-mă. Vlad învață-mă, eu am citit la tine tare mult, e tare interesant, dar învață-mă că eu tot nu înțeleg cum. Și eu eram gen... Ce nu nu știu, ce știu, ce știu, ce știu, ce știu, ce știu, Așa, asta e un subiect tot care tot să-i atinge. Da, putem să vorbim și după asta. Și mă gândesc, ok, mai ce pot să fac eu? Uh, ok, gen, hai, hai să te învăț, dar gen, dar dacă te învăț, tu trebuie să-mi plătești pentru asta, da? Și <laughs> eu spun ok, dar cât trebuie, cât trebuie să Și eu așa, hmm, știi, efectiv, am, am pus de aici aș zic, mai, nu cât ar costa o oră cu mine de investiții. Dar eu trebuie să fac așa, dar trebuie să fac foarte valoros și trebuie să știu că omul și ne-a plătit și eu mă să mă sunt fericit cu banii ăștia, da? Ok, nu cred că 50 de euro. Și eu am pus ea ca o întâlnire individuală cu mine, costa 50, da. costa 50 de euro. Da așa. Hmm. hmm, hmm, Ok, și evident că omul mi-a plăcut, nu a fost la o cafenea, eu am explicat lui absolut tot, mega practic, mega clar. Eu sper că persoana investește la ziua de astăzi și o continuați și crească un portofoliu. Și după asta, tot mai multă lume a început să facă fix asta. Eu am mai avut încă o serie de întâlniri, doar că eu foarte rapid mi-am dat seama că pe mine mă plictisească întâlnirile astea individuale pentru că eu repet același lucru încă o dată și încă o dată. Și încă o dată. consumă din Da, timpul, și îmi da. din energia mea pe care eu aș putea în loc să ofer informația asta la un om, eu pot să ofer la 100 de oameni în același timp. Și foarte rapid am început să mă gândesc între timp, ok, care sunt căile de monetizare pentru un cont pe Instagram? Iarăși, eu urmăresc foarte multă lume în America și acolo monetizare foarte mult și există câteva oportunități. Oportunitățile erau următoare. Una, foarte clară, foarte clasică, pentru nimeni nu e a noi ascuns, un curs de investiție. Uh, cursul de investiții, pe de o parte am vrut foarte mult să fac, pe de altă parte eu știu în Europa de Est preconcepția despre un curs, uh, că ea e foarte, în special iarăși pentru cei din Moldova, noi știm ce înseamnă cursurile din Rusia, care ele, nu știu, ele sunt foarte scumpe, care n-au absolut nimic practic, sunt niște cursuri mm -hmm. pline de apă uh, și în România la fel nu prea există conceptul de cel trei ani în urmă nu prea exista conceptul de curs de ceva. El abia muio, în ultima an, am văzut că o, o, au o tendință de creștere foarte, foarte mare. Zic, ok, curs am înțeles, pot să mai fac affiliate marketing, dar nu prea am și ca și să fac affiliate marketing la niște cărți, ok. Pot să fac, uh, cu, întâlniri individuale, dar eu, ele mă obosesc foarte mult și îmi consum energia. Uh, aș putea să fac reclamă la mine pe blog, dar nu prea rezonez, pentru că trebuie să lucrez cu clienți, trebuie să stai și le explici. Eu am făcut reclamă la mine pe Instagram și eu cred că pentru 2024 o să închid partea asta, decât dacă găsesc pe cineva cu Ai care Am încercat, eu... da? Am încercat și nu. Adică eu pot să vorbesc și despre câteva cifre pe care le-am făcut cu unii, dar nu. Ca să înțelegi, banii din publicitate, eu am făcut echivalentul la. Am făcut câteva variante și asta era echivalentul la 1 sau 2% din veniturile totale a companiei. Uh -huh, uh -huh. Și am spus că nu. Mi-am dat seama că, ok, eu mă focusez, eu mă concentrez și fac un curs de investiții, dar, fac un, dar dacă fac un curs, eu fac unul și bun, de la bun început. Adică fac un curs de asta la care eu să știu că, băi, tu dacă l-ai cumpărat și l-ai făcut, tu la mine nu mai vii cu întrebări. Adică să fii un curs de asta foarte hardcore, mm -hmm. foarte practic. Mm -hmm. Asta, fix așa cum ai făcut și tu cu fața, <laughs> <laughs> Până la urmă au apărut foarte multe întrebări și la curs, dar eu imediat povestesc și despre asta, dar eu mi-am focusat cu ok. La final de șase luni de activitate la Minimalistul, în octombrie 2000, cât era asta? 2021, eu lansez curs. Adică mi-am pus un deadline pentru 1 noiembrie, Vlad, mă interesează, nu mă interesează, tu ai curs la tine pe Instagram. Și am început să lucrez foarte, foarte activ la partea asta de curs și mi-am dat seama între timp două chestii. Prima chestie e faptul că eu am nevoie de o companie, pentru că eu vreau să-mi duc activitatea mea legal, cinstit, vreau să devin un creator de conținut care câștigă normal și știu că eu îmi plătesc impozitele mele cinstite. De exemplu, eu, ca pe 2023, eu am plătit la statul român, pentru că compania e registrată în România, eu am plătit la statul român aproape 5.000 de euro în impozite, taxe și contribuții. Lucru pe care, sincer, eu sunt foarte recunoscător, mă sunt foarte fericit cu lucrul ăsta și eu simt că eu am contribuit cum am putut eu, dar și mi-am făcut activitatea mea bine, mersi, foarte legal. Uh, și pe de altă parte am spus că ok, eu am Fac companii pentru că altfel nu pot să monetizez activitatea mea, vreau să fie totul cinstit și legal. Și pe SRL altfel... ai făcut. Da, 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 am făcut un SRL pe, în România pentru cei curioși, în România faci un SRL pe alte activități de învățământ. 8, uh -huh. 6, 5, 9, îmi uh -huh. uh, Alte activități de învățământ, ții nu Ți nu trebuie certificări, tu nu trebuie să ai, nu știu, tot felul de diplome sau uh -huh. nu știu, și dacă vrei să faci creator de conținut care le o informație și faci și educație, tu poți face asta. Uh, cursurile mele n-au niciun fel de certificări sau alte lucruri pentru că eu n-am nevoie de asta La un moment dat am vrut să devin coach, dar eu am lăsat facultatea la 19 ani și cursurile de coaching ca tu să ai o, o diplomă de la universitate, care eu n-am, deci nu mai a mai funcționat pentru mine și asta Și am spus că, ok, la final de 6 luni eu vreau să lansez curs uh, Înainte de lansarea de curs, cam cu o lună înainte, mi-am dat seama de o chestie Spun că, băi Vlad dar nou ne-ar trebui niște lead -uri. Gen, eu aș vrea să vând, dar nu vreau să vând pur și simplu într-un Instagram. Cred că când eu o să încep să pun mai multe oportunități de promovare și când o să încerc să mut oamenii pe platforma mea, probabil Instagram o să mă penalizeze pentru faptul că eu îi duc pe ei din afară sau vreau să mm -hmm. cumpere în altă alt parte și nu cumpăr asta direct din Instagram. Și zic ok, hai să încercăm să facem următorul lucru. Facem un curs gratuit. Cursul gratuit este capitolul 2 din cursul cu plată. Uh, în care eu fac un curs gratuit, dar din asta care um, un curs care... În general, eu am citit foarte mult despre ce înseamnă să livrez un curs. Eu n-am făcut cursul direct gen ok, trebuie să fie informați. Eu, când am început să fac curs, pentru mine cursul s-a început cu o serie de întrebări, dar principala întrebare era transformarea. Care este transformarea concretă pe care eu o ofer? De exemplu, lui Vadim Cușnir, uh -huh. care cumpără cursul meu. Transformarea mea era faptul că tu Până la final de curs, după 5 ore de materiale audio-video, tu devii investitor și poți să investești lejer primitei 100 de euro. Promit! Și până moia, eu am oameni care au investit mulți, zeci de mii de euro în urma cursurilor mele pentru că au învățat acolo concret cum să faci asta. Și am spus, ok, hai să facem cursul cu plată, dar înainte, cu o lună înainte de lansarea la cursul cu plată, hai să facem cursul gratuit, generăm niște lead și după asta le vindem lor cursul asta cu plată, pentru că știu că ei o să vadă în primul rând cum eu predau, care e informația mea? Cum o structurez? Am strâns vreo 5.000 de studenți într-o săptămână în cursul la meu cursul gratuit, gratuit. La cursul gratuit? Din câți urmăritori aveai atunci? Atunci aveam 10.000. Jumătate s-au scris. Da, da, da. da. S-au că... Foarte bun. asta foarte bune. Asta e unul. Excepțional. Da, și totodată cursul meu era nu despre investiții, cursul meu era despre independență financiară. Mm -hmm. Un cuvânt aproape necunoscut pentru cei din Republica Moldova și din România, Uh, iarăși, audiența mea este, uh, eu când vorbesc de audiența mea, eu și menționez România și Republica Moldova, eu mă focusez pe vorbitori de română, pentru că asta include și diaspora, adică eu am uh -huh. studenți și clienți, din, inclusiv din Statele Unite, din America, din Canada și Marea Britanie și tot așa mai departe. Și eu am făcut cursul gratuit, în care oamenii, în primul rând, au văzut foarte multă valoare dintr-un curs gratuit, de la care ei nu se așteptau că tu poți să înveți mare treabă dintr-un curs gratuit. Și după asta, evident că pentru ei era dead simple că ei trebuie să cumpere un curs care oferă o valoare clară de investiții. Și eu am pus cursul atunci, cursul îmi pare că deja de atunci costă 219 euro, eu l-am dat la reducere de 30% și după asta am continuat. Și da, din 5.000 ai, 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 avut vreo conversie măcar de, de cât? De vreo 200 de persoane? A, sau nu? 100 de persoane s-au înregistrat. 100, da? A, undeva, cu tot cu, tot cu reduceri, eu am făcut prima dată din curs în 3 zile aproape 10.000 de euro. Și, și eu atunci, și, mai, nu, nu pot să explic feeling-ul. Adică, <laughs> nu pot să explic feeling-ul când creez un produs și iarăși pentru creatori de conținut. Eu foarte mult vă invit pe absolut ori și creatori de conținut care mă ascultă să ajungeți la etapa asta când reușiți monetizați asta și să faceți primii voștri bani în online printr-un produs digital, pentru că eu, eu sunt un om foarte, eu mă consider o persoană foarte ambițioasă, foarte driven, foarte executorie. Adică dacă eu am o idee, eu probabil o să o execut. Cel mai mm -hmm. probabil o mm -hmm. să o execut. Și atunci când primești primii tăi bani în online, mai ales niște sume care pentru mine pe atunci erau echivalente la câteva luni de venituri, bani pe care tu i-ai făcut 100% cu munca ta, cap coadă de la 0 la 100 și după asta poți folosi banii ăștia în alte scopuri. Pentru mine, de exemplu, 95 profit, din profitul de la minimalist îți duce în investiții, în portofoliul meu de investiții. Eu nu cumpăr Lamborghini, eu nu cumpăr casă, eu nu cumpăr chestii. Cred că să te vedem în 15 ani. În Lamborghini, Lamborghini nu cred, nu? dar, în la, dar pentru că... Un Cyberdrug? Da, nu, nu, În Tesla Y, da, dar abia după independența financiară pe care eu vreau să ating. Adică eu în continuare sunt foarte focusat pe frugalitate, pe minimalism, pe faptul că eu vreau să construiesc în primul rând un portofoliu de investiții și după asta să pot să mă, să cumpăr alte chestii. dar tu zici că promisiunile de cum să faci 10.000 de euro într-o săptămână să... Vedeți că da, <laughs> dar <laughs> nu poți. Nu, nu, nu poți. Adică eu nu sunt că eu pot, să vreau, eu pot să zic că tu poți, că dacă ai să urmărești strategiile mele, tu poți să faci. Pentru că până la urmă așa de mult rămâne de tine să faci execuție. Foarte, și eu nu... Mereu. Adică, eu mie mi-ar fi plăcut, de exemplu, mai multă lume care cumpără cursurile mele să termine cursul, de fapt, pentru că eu văd care sunt cifrele și eu văd cum multă lume nu face curs până la urmă. Dintr-o serie de motive, lenie, neclaritate, n-au timp, dar în general toate ele sunt, pur și simplu, niște factori umani care pot fi rezolvați. Alții care se blochează, fac două lecții și după asta spun, oi, eu n-am înțeles și nici nu vor să-și pună timp. Adică eu când am învățat despre investiții și eu am învățat, eu înainte să fac cursul, Măi, dacă n-am citit vreo 50 de cărți de investiții, dacă n-am citit eu vreo 1000 de bloguri, dacă n-am văzut eu sute de articole și videouri pe YouTube și am ascultat podcasturi, în care eu pur și simplu mii de ore de învățare le-am comasat într-un curs de 5 ore în care tu ai tăt mur în gură, că cursul așa se numește, mur în gură de la zero la prima investiție. Uh, și eu special am făcut valoarea și transformarea asta Că eu am vrut să mă asigur că tu vezi Tu citești primul landing page Hero hero banner-ul de sus mm -hmm. Și tu vezi deodată despre și acest curs Și tu vrei să investești Adică tu știi că eu dacă cumpăr cursul ăsta Eu să investesc Și eu de asta zic Eu promit că cei care cumpăr cursul Ei să înveță să, să investească. Vezi că oamenii Este așa un concept interesant în vânzarea de cursuri Că oamenii uh, Desăori Cumpără dorința Visu. de a fi cu tine, da. ca tine, da. Da? Adică eu cumpăr un curs și eu vreau să și o leacă, ca Vlad. Și pe urmă nu trec. Și -aia că banii... Eu am, dacă ați trebuiască, eu am să ajung la curs să văd cum să investesc. Eu, eu, am ideea. cumpărat cursuri de, eu am cumpărat un curs de creator, preneur și practic de cum devii un antreprenor, de creator de conținut, din 900 de euro, eu până mai eu nu l-am terminat. Da? Eu, eu nu l-am terminat. <laughs> și eu mi-am promis mie de Revelion anul trecut că eu o să-l fac într-o săptămână și după asta în primul rând am văzut că cursul e unul foarte complex și unul foarte mare și mie mi-ar trebui cam vreo 30 de ore cap-coadă cu tot cu exerciții și cu materiale ca să-l termin. Și eu la un moment dat am început să mă refocusez iar pe minimalistul, ca să creez conținut, ca să fac materiale paid, că eu pur și simplu am uitat de el. Așa că în fiecare am fiecare revelion, am oier de revelion, iar stau gen. Mi-am pus pe listă trei chestii care vreau să le fac cât la like Chișină. Și vreau să fac și asta și încă nu știu cum o să <laughs> le fac. Dar aș, aș vrea. Dar pe de altă parte, gen, eu foarte des, gen, dar eu știu ce am de făcut, pur și simplu trebuie să execut. Vlad, tu n-ai nevoie de învățat, tu... Exact. Știi ce ai de executat, așa că mai bine execută decât tu stai și să înveți. Dar sunt multe chestii acolo, câteva, acolo sunt câteva chestii care mie mi-ar plăcea să le fac. De exemplu, nu știu, să-mi fac un avatar foarte, foarte clar de clienți. Eu am mai mulți tipuri de clienți, poate pe mine un avatar m-ar ajuta să livrez conținutul și informația și să restructurez copii uh, copiul de la mine de pe website-uri ca să targetez mai exact persoanele pe care eu le vreau. Dar... Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg 7 din 10 oameni care privesc podcastul ăsta nu s abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Dar tu ai numai uh, un curs, da? Ca sursă de monetizare sau mai no. ai produs? Nu, no. no. momentan e ca după 3 ani de minimalistă, eu am o serie de produse care, din care eu câștig bani. Uh, primul curs este, primul, este cursul de investiții în ETF-uri, Uh -huh. Asta e cursul pe care eu îl recomand la 99.9% din audiența mea. E cel mai bun curs a meu, eu asta o spun cu o spun cu încredere completă, știu sigur că nu există șansă ca tu să nu investești după ce faci cursul ăsta. După asta am făcut un alt curs de investiție în companii plăcitoare de dividende, pentru uh -huh. că noi venim într-un spațiu de Europa de Est în care noi auzim cuvântul dividende și nouă se pare că asta sunt bani foarte simpli și ușoare, când ei de fapt nu sunt. Și eu am, eu am început să investesc în companii plăcitoare de dividende, eu am început să public veniturile mele din dividende, de exemplu, nu știu, anul trecut, eu am făcut 1789 de euro în companii, din companii plăcitoare de dividende. Bani complet pasivi care mi-au venit mie în conturile mele la broker și pe care eu i-am reinvestit. Asta e câte 100... 130 de euro pe lună, plus minus. Am, bani pasiv cu 100%, pasiv. 100 pasiv. Asta eu câștig pentru -o, o dată din dividende, dar eu câștig totodată din valoarea companiei care au crescut la bursă. De uh -huh. exemplu, am unele companii unde ne-am dublat investiția mea la bursă în ultimii ani. Și de acolo tot poți câștigi bani. Dar, în general, da, portofoliul asta de investiții în companii plătitoare dividende are un scop de a eventual în vreo 10 ani să-mi acopere mie investiție. Uh -huh. Și eu pot să pot să-mi bani banii din dividende în fiecare lună și să fac orice vreau eu cu ei. Și iarăși, reamintesc, 10 ani și eu o subliniez asta foarte mult. Nu investiții de genul 800% în două zile. Adică investiții care durează foarte mult timp, care eu foarte des subliniez. Boring. Asta nu este bani rapid. Dacă voi vreți bani rapid, eu nu sunt persoana voastră potrivită. Dacă vreți, vă dau link-urile la alții care ați vă învețe. Dar cu dânsi, să bani. Cu mine, cel mai probabil, pentru că investițiile în ce ce fac eu au 99.9 rata de profit dacă tu investești minim 13 ani. Adică șansele tale sunt aproape garantate că tu să faci bani dacă tu investești minim 13 ani. Și de asta eu și subliniez foarte mult. Asta e... Dacă aplicăm chestia asta cu... Nu, este marshmallow test. Este o da, 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 da. cu instant gratification. Da. da? da. Tu practic 95% din audiență ei n-au răbdare, nimeni. Tu te adresezi numai oamenilor care... Au răbdare asta. 10 ani, asta și nici măcar nu e un an. Tu un an începi câte o leagă să investești și de te gândești, blin, unde-s bani, unde bani. Dar 10 ani, asta e plan pe viață. Și eu înțeleg foarte mult feeling-ul de fapt, că tu investești, în special în ultimii 2 ani, au fost ani mai dificili la nivel de investiție. Adică eu, de exemplu, în 2022, eu am făcut minus 20% în mm -hmm. randamente portofoliul mm -hmm. meu. Anul este am făcut plus 30%. În uh -huh. uh -huh. 2023. Da, da, în 2023. În uh -huh. 2023 a fost un an extraordinar de frumos pentru investiții. Sper și 2024 să fie la fel. Dar eu pot să înțeleg când tu investești, de exemplu, tu ai început să investești în 2021, undeva de la început până la final de 2022, tu ai fi făcut aproape 0 dolari în profit. Pentru că pur și simplu piața bursieră era într-un loc uh -huh. foarte prost. Tu din contra, adică exact în așa moment când e piața jos, tu trebuie să investești mai mult și mai mult pentru că asta poți cumperi, e. poți cumperi ca fix același, fix chestia asta mm -hmm. care costă, de exemplu, 100 de dolari, asta de exemplu Apple, tu poți să mm -hmm. o cumperi cu 80 de dolari. În continuare e aceeași companie, în continuare e aceeași companie care face 2 triliarde, care valorează 2 triliarde de dolari în vânzări, care îi face bani, care este un brand foarte bun și tu spui că când e 120 de dolari, tu ai să o cumperi. Dacă când e 80 de dolari, tu n-ai să o cumperi. -i... Așa, -i? așa? Na, nu, nu, care nu are niciun sens și eu n-am cum stau și exp... Adică, eu ți-i pot să spun asta de 18 ori și tu dacă mine nu mă auzi și nu mă înțelegi, eu o să dau de mâini și o să spun că treaba e ta. Este, Să creează chestia asta, când cresc acțiunile, ca de exemplu, eu văd asta cu... Da, nu numai după cripto, asta e separat, eu aș discuta cu tine încă o leacă, pe urmă. De exemplu, același Apple, când încep acțiunile să crească, merge așa una și toată lumea crede că am ușa să facem bani, exact. crește. Dar în asta am de ele, cam gata, cam târziu, tu te gândești Părerea. la a și bani. Sau de asta și explic, 10 ani, tu în loc să te gândești că tu trebuie să investești în când crește, tu mai degrabă investești în fiecare lună. Constant, portofor... indiferent de preț. Exact, indiferent. Da? Asta mm -hmm. se numește dollar cost average. Adică tu poți să investești într-un ETF care investește în 1500 de companii în loc tău. 1500 din toată lumea. Cele mai bune companii din USP și industrie. Cele mai bune companii, subliniez, care valorează 10 miliarde de dolari, adică mm -hmm. companii care fac bani serioși, au mii de angajați care contribuie și sunt produse care tu le folosești, adică noi în camera asta avem minim 9 companii care mm -hmm. tu ai fi investit prin intermediul acestui ETF. Și da, e că într-un an acest ETF crește, de exemplu cum e anul acest ETF crește cu 18% pe an, dar da, într-un an el crește minus 20%, adică scade minus 20%. Mm -hmm. Dar pe termen lung, astfel de investiții, nou ne oferă cam 9% randament pe an. Da, 9% pentru cineva pare foarte puțin, dar asta înseamnă că tu îți dublezi banii în 8 ani. Sau 8 sau 9 bani. Mm. Așa. Asta dacă tu investești odată. Dar evident că eu investesc, eu am început să investesc 200 de euro pe lună. Când am început să investesc, eu momentan investesc mii de euro în portofoliul meu de investiții pentru că scopul meu este să devin independent financiar la 30 de ani. Dar iarăși, pentru că eu am un scop foarte agresiv, care multă lume nu rezonează cu el, și lor nici nu trebuie să fie, adică mm. multă lume nu vrea să fie atât de agresiv. Alți oameni cu bani cu banii pe care îi câștig eu, mi-e mai degrabă și a cheltuie pe chestii care au nevoie. Eu nu rezonez cu asta, e mai degrabă, vreau să am independență financiară și după asta să mă bucur. Dar ce eu. înseamnă independență financiară de Echivalentul de Echivalentul a 25 de ani de cheltuieli în portofoliul tău de investiții. Uh -huh. De exemplu, tu cheltuiești 1000 de euro pe lună, uh -huh. asta înseamnă că tu cheltuiești 12.000 de euro pe an, asta înseamnă că tu cheltuiești 300.000 de euro... Uh, da, 300.000 de euro pe în 25 de ani. Asta înseamnă că dacă tu vrei să fii independent financiar, tu ai nevoie de portofoliu de 300.000 de euro. Uh, investiți. Da. Care să aduc să iei venituri, dividende, cumva. Inclusiv da? și asta, da. Uh -huh, Dar tu, uh -huh. de exemplu, că nu ai un portofoliu de 300.000, tu poți să vinzi 4% din portofoliul ăsta, care este echivalentul la 20.000, despre care noi am vorbit. Un an, da? Și tu după asta poți scoate 20.000, să cheltuie banii tăi pe și vrei. Uh, dacă tu scoți doar 4% din portofoliul tău, statistic vorbind, printr-o serie de studiuri despre care puteți uh -huh. să știți la mine pe instagram că nu e relevant pentru conversația noastră. Uh, statistic vorbind, tu ai șansa ca banii ăștia să nu se să, să nu termine 30 de ani la rând. Uh -huh. uh -huh. Asta dacă tu scoți 4% pe an. Tu poți scoți mai puțin și banii ăștia să fie și mai mulți, pentru că așa iese că tu practic scoți doar profitul din portofoliul tău de investiții, dar principalul banii pe care tu ai investit rămân acolo și respectiv uh -huh. tu... Poți să te bucuri considerând faptul că tu treci prin patru cicluri economice timp de următorii 30 de ani când ai să-ți cheltui banii. Probabil banii ăștia o să fac în continuare foarte mulți bani mai departe. Statistică, 95% de cazuri. E evident că noi putem să luăm anumite bucăți de timp în care asta n-ar funcționa, dar uh -huh. cel uh -huh. mai probabil, 95%, tu poți face așa încât sau poți să-ți crești ratele de succes și mai mult dacă scoți în loc de 4%, de exemplu, 3%. Dacă tu scoți 3% pe an din portofoliul tău de 300 de mii, șansele tale că banii se termină în portofoliul ăsta, nu știu cât de minore, nu pot să explic cât de minore. Și tu, în primul rând, tu rămâi cu 300, dacă vin stat odată, sunt 300 de da, mii. Da, 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 investițiile despre care, despre care eu vorbesc, eu am, adică, tu, de exemplu, dacă ai avea acum 10 apartamente investite uh -huh. Și eu dacă aș avea un portofoliu echivalent la atale 10 apartamente în valoare, Uh -huh. Eu de banii ăștia, de exemplu să zicem 1 milion de euro, eu pot să mă bucur de banii ăștia în 3 zile, maxim. Uh -huh. Tu nu poți să vinzi în 3 zile 10 apartamente, uh -huh. promit, adică nu cred sau le vinzi la un discount foarte mare pentru că tu te grăbești sau uh -huh. dintr-o serie de motive. Eu investițiile mele la bursă, asta înseamnă că eu pot să le investesc de luni, pot să vând și să cumpăr de luni până vineri. Eu le-am vândut, după asta ne-am transferat banii la mine în cont bancar și m-am bucurat de banii ăștia când vreau eu. Pricolnă, e interesant, dar... Așa, 300 de mii. Și tu crezi că este oprești la astea 300 de mii? Uh, Targetul meu e de jumătate de milion. Deci eu asta este că eu aș putea să cheltuiesc cam 1666 de euro pe lună. Uh -huh. uh, asta era un target setat trei ani în urmă. Uh, și în timp, în primul rând, costul meu de viață a crescut un pic. Deci el e aproximativ la vreo 2000 de euro pe lună. Respectiv, eu am... Tu așa de Exact calculat tot? Jau aš turiu... Nenam laptopo su mini. Nenam laptopo su mini, bet jei nori, jei nemai vidėm, jau turiu pasidiskit laptopą, kurio turiu absoliučiai. Jau turiu pasidiskit laptopą, kurio turiu absoliučiai. Tai aš man turiu mini, kai tau išleisti jau mėn. 2022 Dac, stau, m. February, jau turiu pasidiskit laptopą. Taip, tai jau stas, kad aš, man, gaudės, kad, pa hada, jau tremult uh, kelti. Jau... Nu, jau... 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 Na, du mini, pari pucentai, kažkoks.. Jau.. Mau, zetineri, kurie kelti, jau... Mau, zetineri, jau virš kominikų, kurie kelti, jau... 1000 eurų per mėnesį. Băi, dar cum trăiește ăștia asta, știi? Adică e admirabil în primul rând și am auzit tineri care fac foarte mulți bani și cheltuiesc foarte puțin și am auzit tineri care fac 5.000 de euro și cheltuiesc 4.995. Da. Dar eu am targeturi. eu am următoarele targeturi. Primul meu target este de jumătate de milion, în care eu pot să fac practic independență financiară strict doar pentru mine. Adică dacă ceva se întâmplă, eu știu că... În primul rând, indiferent ce se întâmplă, eu sunt independent financiar și eu pot să-mi acopăr cheltuielile care sunt strict de mine. După asta, următorul nivel e 1 milion de euro în portofoliu, uh, unde sper să ajung pe la 32-33 de ani. Uh, asta înseamnă independență financiară pentru mine și soția mea și familia mea, adică copii, cățel și tot ce de doar strict gospodăria noastră. Uh -huh. A treilea nivel e 2 milioane jumate, ca să pot fi fiu independent financiar toată familia mea extinsă, adică pot să pot să-mi pensionez părinții mei, de exemplu, să aibă un acces, cel mai bun acces la medicină, să trebuia, dacă a, trebuia să-i mut în România sau nu, de exemplu, să-i cumpăr un apartament în București și totodată, nu știu, să-i trimit într-o curioză pe șase săptămâni pe Marea Mediterană, dacă eu o să vrea asta. Uh, și totodată, 5 milioane, asta e ultimul target, 5 milioane, asta e FAT FIRE, adică FAT Financial Independence. Asta e un uh, target de independență financiară în care tu poți cheltuiești 200 de euro pe an. Uh -huh. Dar uh -huh. credem eu momentan nu prea am imaginație să cheltuiesc 200 de euro pe an. Uh -huh. Evident că e foarte ușor poți să ajungi la asta. Ideea e faptul că tu nu, nu că se cheltui banii ăștia, dar să poți menții așa o rată de a cheltui banii 10 de ani la rând. Pentru unii asta e foarte dificil. Pentru mine asta sună ca obiective destul de studii fun și interesante de atins. Dar iarăși de asta și mă uit la asta pas cu pas. Nu, în loc să targetez 5 milioane care e super departe de mine, uh -huh. Eu targetez ea ca independență financiară. Eu E, e tu ai planificat cam toată activitatea până cât? Până pe la 40 Cam până la 40 45, da? 45 de ani, da. Cam, uh -huh. cam pe acolo. Adică eu cred că acolo sau pentru mine... Eu în ultimul an am devenit și mai ambițios la nivel de finanțe personale și restul, că eu încep să mă gândesc, ok, dar cum ar fi să fac asta și mai repede de 40 de ani? Cum ar fi să ajung acolo în 35 de ani? Știi, și sunt chestiile astea în care eu tot caut tot felul de challenge-uri pe care cum aș putea eu să le ating și dacă aș putea ce ar trebui să fac pentru asta. Nu știi, cursurile astea e o temă bună de scalare, ca exact, produsele exact, există, există, diferite metode pentru cuite. De exemplu, ca revenind la întrebarea ta, de cum mm -hmm. eu monetizez activitatea mea. Prima mea activitate, adică asta cursuri, cursurile mele au, am cursuri de investiții în ETF-uri, cursuri de investiții în companii plăcitoare de dividende, în care eu ți i dau concret. Ia ca mm -hmm. companii în care tu investești, ia ca de ce să investești în companii plăcitoare, ia ca deși asta e o strategie aproape sigură de a face bani pe, pe pasiv, ea ca care sunt riscurile care le implică, ea care, care sunt beneficiile. iată de ce tu să faci asta, iată de ce tu să nu faci asta. Astfel încât tu la final de curs înțelegi, băi asta nu funcționează pentru mine, nu vreau să mă complic, mai bine mă duc pe partea de ETF-uri sau investesc în ambele. Adică mm -hmm. eu investesc în ambele. După asta eu am un curs focusat pentru părinți care să investească alocația copiilor săi. Adică un curs mega specific, mega neșat. Asta care vine în românească alocație, Inclusiv, da, d -a, d -a, da, da. Um, um, um. De exemplu, părinții care au copii, care au, care, de la care primesc alocații, primesc cam 250 de roni, echivalentul la 50 de euro pe lună. Mm -hmm. 50 de euro pe lună, de la nașterea copilului până la 55 de ani, înseamnă un milion de dolari, un milion de euro. Investiți lună de lună. Până la 50 de ani. Mhm. Până la 50 de ani. Nu asta, noi vorbim de la naștere până la 50 de ani. Mm -hmm. E evident că tu poți face asta, de exemplu, numai până la 18 ani, dar poți mai spui copilului că băi, hai investește-te rog mai departe singur pentru că uite valoarea, adică uite matematica, uite cifrele și copilul poate să investească singur. Uh -huh. Sau părinții poate să zică ok, hai eu contribui jumate, tu contribui altă jumătate. Astfel încât tu aproape garantat la 50 de ani tu devii independent financiar, adică tu ai un milion de euro. Da, tu, noi putem să intrăm într-o conversație pe o oră întreagă În care tu să-mi spui Ei, dar un milion de euro peste 55 de ani nu valorează mult uh -huh. Dar eu ți-aș Asta e cu un milion de euro mai mult Decât au mulți alți oameni la 55 de ani Și investind 50 de euro pe lună uh -huh. Care 50 de euro pe lună, 50 de ani în urmă e o sumă A da. probabil 50 de euro N-a să fie așa o sumă colosală pentru tine Din care tu să nu poți face. Uh, deci cursul de investiții pentru părinți Uh, totodată am un buget centralizat, practic asta e un template Google Spreads, în Google Spreadsheet în care tu să-ți administrezi bugetul, investițiile, portofoliul tău, cheltuielile și tot așa mai departe. Uh, și după asta întâlniri individuale unul la unul. Care... Care... Spread, și Spreadsheet-ul ăsta îl e cu plată? Sau tot da, e cu plată, e cu plată uh -huh. e cu plată uh -huh. și eu, dacă săptămâna viitoare, sper să am timp să reușesc să lansez varianta nouă a Spreadsheet-ului, mm -hmm. în care el e mult mai complex, cu mult mai multe beneficii, cu mult mai multe chestii mari făcute în el. Cool. Foarte mult. Și, ca sunt câteva chestii, am făcut și Am uh, mai câștig paralel din marketing afiliat. Uh, da, nu pot să zic că sunt niște cifre foarte semnificative în care eu pot să mă bazez pe ele, dar, dar e drăguț să ai și acest stream de revenue și totodată din publicitate. Da, s-am spus, din publicitate am făcut asta de câteva ori și, sincer, cantitatea de timp... Nu e complicat, dar, pur și simplu, cantitatea de timp nu este justificată. Adică, îți spun, de exemplu, cu anumiți clienți, eu am trecut prin 15 mail-uri. Uh -huh. Adică, băi, eu până am scris mail-uri la alea, eu puteam să fac, eu puteam să fac multe alte lucruri pentru minimale. Puteam să fac, probabil, un curs gratuit în același timp care, e un curs gratuit care îmi generează mii, mii de lead care eu după asta să vând pe mail lor anumite servicii sau produse. Da, da, înțeleg și spui, înțeleg. Eu nu accept colaborări, nici vin tot colaborări pe Instagram, e blin, e, e, fix cum spui tu. Nu. Până găsești numitor comun, până negociezi niște presuri, tu, e, caroci, din a treile schimb de mesaj, tu de înțelegi că asta e complicat. Da, <laughs> mai ales că iarăși, nu eu n-am avut o experiență cu cineva cu care asta a fost dead, straightforward și dead simple, știi, gen? Ia ca prețul, ia ca conținutul, aprobă, noi am publicat. Da. Am avut, adică am avut alții care la un moment dat, eu nu eram sigur că dacă noi publicam asta sau nu, eu eram ok cu conținutul ăsta, banii erau ok, nu pot zic că erau foarte genial. Și mi-a sărit în cap că da, deși view-urile așa de mici, pentru că Instagram te penalizează la story și la conturi, care, la conținut la care tu ai ad și iarăși eu eu sunt mega transparent, eu mereu spun că asta e paid content, asta e plătit, asta e sponsored, asta e ad. Eu spun asta permanent, indiferent dacă... Adică la mine asta e condiție contractuală în care eu scriu clar că la mine asta așa funcționează. Acceptă sau nu acceptă, e problema ta. Uh -huh. Uh -huh. Dar eu am pus asta și după asta Instagram m-a penalizat pentru că am avut view-uri mai mici și după asta... Dar de ce ai avut view-uri mai mici? Noi vrem ca tu să publici asta încă o dată. Și mm -hmm. pentru că gen să compensăm, pentru că noi ne-am așteptat la alte view -uri. Pentru că eu am storiul care au 10.000 de view-uri și story lor au atins, nu știu, 1.000 de view -uri. Și da, eu, eu, nu eram mulțumit de acest rezultat, dar totodată, în primul rând, tu nu mi-ai setat mie un bariem, tu nu mi-ai setat mie un minim de vizualizări, tu nu ai, tu, eu te-am întrebat de patru ori care sunt obiectivele tale, tu nu mi-ai răspuns mie și mi-ai spus trimit în prețul. Știi, din aște care. Uh, tu publică că ești influencer și uh, faci treabă, dar nu se explică în spate, care da, e da, da. adică și iarăși și pur și simplu e Adică eu mai degrabă lucrez la un curs care îl vând într-un weekend, de exemplu, nu știu, 50.000 de euro și eu. și cursul ăsta pot să-l vând în 3 ani, decât eu să fac o publicitate de 200 de euro, de exemplu. Da. Uh, și pur și simplu nu se, se merge Plus, iarăși, pentru 2024 planul meu e să sper să am și mai mult timp pentru asta, vreau să scriu încă și mai mult material gratuit. Adică cursuri gratuite în care tu poți să te înscrii tot felul de challenge-uri, să oferi informații în newsletter, să oferi să fac cât mai mult conținut gratuit, astfel încât iarăși nu, să e... reușim să ajutăm oamenii. Eu în loc tău la și mă aș gândi în primul rând ca variant. Asta e un model care stă la mine în cap și eu tot poate aș vrea să-l testez, dar eu înțeleg cum el funcționează. Asta e orice platformă pe abonament lunar cu conținut plătit, numai să nu fii patreon -ul. Ele sunt, că uh, Patreon-ul taxează mult și e greu de dus oamenii pe platformă. Nu, platforma poți să le pui și pe platforma, poți să le pui platforma ta, Kajabi, Tice toate, nu, ele nu. au monthly memberships pe care tu nu să le pui. Kajabi are acum cum a cumpărat uh, un tool de community, m-a hmm. integrat la dâns și acolo este eu. Numai că el încă e cu baguri, că noi tot facem cu studenții și câteodată să baguiești tema. Dar nu e pe asta. E vorba de a face și monthly recurring. Da, eu vin dintr-un background în care Planable este o companie bazată pe abonamente lunare sau mm -hmm. anuale. Eu m-am gândit foarte mult pentru că există și anumite comunități de investiții care au fix modelul ăsta, nu de pay-per-course, dar pay-per-membership. Și gen tu, de exemplu, ai 50 de cursuri pentru care tu plătești un abonament anual, de exemplu. M-am gândit la asta. Beneficiile, a, a, beneficiile sunt foarte clare. Adică tu ai un venit predictibil, destul de predictibil pe care în baza căruia poți construiește în fiecare an, mm -hmm. doar că m-am gândit încă și deocamdată nu rezoniez cu partea asta de abonamente pentru că simt că ea trebuie să ofere mai mult. Adică tu, de exemplu, dacă oferi un abonament lunar, asta înseamnă că ok, tu vrei să faci un community. Community-ul ăsta trebuie întreținut. Community-ul -hmm. trebuie... Mm -hmm. Uh, cu oamenii ăștia trebuie să vorbești trebuie să oferi un mentorat trebuie să i ajuți și uh, uh, ești tu faci acum în Instagram da, exact adică eu simt că o parte uh -huh. din mine pentru că uite eu aș putea oricând să -mi mut mie strategia mea și oricând uh, să mă trezesc și să vreau să schimb toată strategia mea și în șase săptămâni să încep să vând produse de 5.000 de euro la mine pe lună uh -huh, și în loc uh -huh. eu scaut uh, cât asta e să vreau 25 de vadim cu care poate să-mi cumpere niște cursuri cu 200 de euro, eu mai degrabă pot caut numai unul uh -huh. și evident că e mult mai ușor să convingi un om decât 25, yeah. care, care, de exemplu ar putea să fie, nu știu, un ITist, care are mulți bani puși deoparte și ar putea să plătească pentru cursul ăsta și eu să lucrez cu 10 de vadim cu în fiecare lună și lor să le vând produsele mele cu tot cu și să-i ajut pas cu pas. Da, eu aș putea să fac asta. Doar că am discutat eu tot cu mine și am avut tot felul astea. de monologuri. <laughs> M-am gândit la asta și eu nu cred că eu o să ajung la asta pentru că eu am o parte din mine care eu nu, cu, cu, cu care eu nu rezonez cu partea asta de cursuri foarte scumpe. Eu vreau foarte mult să democratizez subiectul de investiții. Uh -huh. Eu vreau uh -huh. foarte mult ca fiecare vorbitor de română să ajungă investitor. Uh -huh. Pentru că dacă tu ajungi investitor și alți, 10.000 de oameni care investesc într-un portofoliu general inclusiv de companii în care și eu investesc noi toți 10.000 avem de câștigat. Deci toate beneficiile noastre sunt în comun. Și eu mai degrabă aș vrea ca 10.000 de oameni să devină investitori și, de exemplu, oameni care n-au bani să ajungă la o etapă în care îi construiesc bani și reușesc să iasă, de exemplu, din partea de low class în middle class și după asta să construiască niște venituri mai mari și independență financiară fiind motivați de investițiile astea, decât să transform cineva care deja are foarte mulți bani în cineva care are și mai mulți bani. Pentru mine partea asta de ajutorul la mai multă lume care nu are bani să facă bani, e mult mai interesată decât să fac pentru alții mai Cicolina. mult. eu înțeleg și spui tu, dar că când te adresa, din punctul meu de vedere, când te adresezi unui segment, cum tu ai zis, din segmentul low, care mm -hmm. din sărac vreți să vii bogat, ce cel puțin strategie de comunicare trebuie alea ajustat, pentru că la el nu ajunge ideea că investește 10 ani. Sunt complet, complet de acord? Pe, el, de el îl prind, blin, Edurile cu Maya Sandu pe dânsa și cu logourile băncilor noastre și cu tot felul de scheme Sau de piramide. Sau Elon înțelegi? Musk vine în Moldova și investește în Tesla. Da, 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 da. Eu cunosc <laughs> pentru că ți spun. A pe acasă dacă, îi... fac, dacă întream am în Instagram-ul meu, eu ți ți arăt câte vrei schemuri, câte vrei. Adică oameni care mi-i înscriu în privat. Vlad, e adevărat că Elon Musk vine în Moldova și poți să investesc în compania asta? Și mereu reacția no. mea e gen. Calm, calm. Calm, Totuși tu te adresezi unui segment care cât de cât are niște venituri. da, correct, 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 Medii sau o leacă correct, mai mult. Și ei vrei să amplifice. Prin urmare, piața e o leacă mai îngustă la tine. Dacă vrei să te adresezi unui segment mult mai larg, tu trebuie să vorbești despre Corect. Exact, de exact de asta revenim la trei piloni principali. Ia hai. Pilonii principali de economie, cheltuieli și investiții. Uh -huh. Există... Uh, trei metode prin care tu poți să economisești bani, da? Uh, eu țin asta pe nimic nou, dar pentru multă altă lume sper asta să fie nou. Trei metode prin care tu poți să economisești bani. Prima variantă, începi să cheltuiești mai puțin. De uh -huh. exemplu, tu economisești, să zicem că tu câștigi 1000 de euro și tu spui că eu n-am economii, tu cheltuiești cu 10% mai puțin. Garantez, oricine care ne ascultă poate să-și scadă 10% din cheltuielile lui acum. Uh -huh. cu luna asta, nu știu, economisând, de exemplu, el poate să pune deoparte, pur și simplu, 10%, 10 din cheltuielile lui într-o, Într-un cont bancar și să cheltuiască restul 90% care lui rămâne. Garantez asta funcționează pentru 9 din 10 oameni. Uh, și respectiv, o prima variantă, tu ai economii, tu câștigi 1000 de euro, tu încerci să cheltuiești mai puțin. A doua variantă, tu încerci să câștigi mai mult. De exemplu, tu îți crești venitul tău de la 1000 de euro la 1100 de euro, dar cu condiția că ăștia 100 de euro extra, tu îi pui deoparte și mm -hmm. economisești. Mm -hmm. și, și a treia variantă, faci ambele în același timp. Tu cheltuiești mai puțin și economisești mai mult, ia că te -ai 200 de euro, de exemplu, care tu i-ai scos dintr-o parte și din alta. Uh -huh, uh -huh. Pentru absolut orice eu am, eu cred că 10% e foarte dubl să înceapă să pună deoparte din veniturile lor. Și uh, la ce am vrut să ajung e faptul că eu, momentan, am vorbit foarte mult despre economii și cum te poți să economisești, cum tu poți să-ți cazi cheltuiele tale și cum tu poți să investești diferența. Uh -huh, Amuia, uh -huh. în 2024, sper eu să găsesc timp ca să ating pilonul și mai mare din venituri la care eu sunt complet conștient că e greu să-ți veniturile, doar că există trei piloni principali din care tu poți să-ți crești veniturile. Unu, poți să faci asta la jobul tău, adică tu ești la un job, de exemplu, nu știu, tu ești un digital marketer la tine, care... Să-ți e... timpul. Exact. Tu crești prețul pe timpul da, pe oră dedicată, practic da. tu, în calitate de angajat, îți crești mm -hmm. veniturile tale, ajungând, fiind promovând sau, fiind sau făcând intrapreneurat la tine în companie. A doua variantă este că tu practic să-ți dezvolt un side hustle în care tu faci anumite chestii pe lângă, de exemplu, faci, tu, ești, tu lucrezi într-o companie de marketing în Moldova, dar totodată tu, de exemplu, ai trei clienți pe social media pe care îi ajut să genereze, uh -huh. să uh -huh. facă conținut. Sau a treia variantă este să pe o companie, care, iarăși, pentru mine side hustle și companii, sunt două lucruri oarecum mai diferite, pentru că side hustle e ceva foarte micuț, uh -huh. companii e ceva deja în care tu vii cu o viziune foarte clară și începi să-ți monetizezi activitatea ta. Adică un site hustle ar putea să-ți creeze, de exemplu, câteva sute de euro, o companie, sper eu să reușești să atingi câteva mii de euro. Cu răbdare. Bineînțeles, da. da. Și mult, <laughs> și mult timp, adică în mm -hmm. minim 2-3 ani de activitate mm -hmm. că tu să poți face asta. Amuia, dacă tu ai putea să faci asta și totodată să ai puneți o serie de reguli, ok, eu începând cu, de exemplu, cu anul viitor, eu câștig cu 1000 de euro mai mult, dar eu nu cheltuiești 1000 de euro, dar investesc și după asta vezi cum banii ăștia investiții îți fac mai mulți bani, Sper eu după asta să te motivezi să lucrezi mai mult, ca să faci mai mulți bani, ca să investești mai mult și să atingi independența financiară într-un timp, de exemplu, de 10 ani. Nu să investești 25 de ani. Pentru că dacă vrei să atingi independența financiară în 10 ani, tu trebuie să contribui foarte mult în conturile tale de investiție. Adică foarte mult, sute de mii de euro. Dar, în schimb, tot după asta ai independența financiară și -o ridici mâinile și te bucuri de viață. Ok, ok. Deci, nu, pe sute asta e cadranul și al lui Kiyosaki. Da. S -s patru tipuri de activități, nu? Și -ă, apropo, -ă, sunt mindset-uri diferite. Da, adică... Mai, adică, e ca, eu cred că dacă tu te-ai gândit la avatar, eu nu știu dacă ți-ai trebuie o avatar, mi pare că din punctul meu de vedere ți i mai trebuie niște produse și îți trebuie oferte și monetizarea ofertelor este. Da. Ca să crești prost veniturile din cursuri, da, pentru da, că da, tu da, da. și așa ai de audiență și prostă trebuie monetizată Uh, maximal. exact, pentru că foarte multă lume încă nu a fost convertită pentru cursurile mele, adică există foarte mult alt potențial din care eu pot să fac. Uh, așa. Dar revenind la avatare, avatarele pot fi strict divizate pe aceste patru cadrane. De acord. Angajat, și freelancer, businessman și investor. Sau investitor. strict divizați pe diferite etape, de exemplu. Tu ești la etapa în care tu nu investești deloc, sau tu uh -huh. ești la etapa în care tu vrei să investești un mic venit, tu ești la etapa în care tu vrei să investești un mare venit, sau tu ești la etapa la care tu vrei să faci mai mulți bani. Și că te patru produse pentru patru audiențe diferite regăsește te tu ai să te foarte ușor, pentru că messaging -o, o să fie foarte clar în direcția aia și pur și simplu trebuie să execuți ca să livrezi produse foarte, foarte strong în direcțiile alea. Pentru că eu, adică eu la produsele mele la care eu lucrez, eu lucrez minim 6 plus luni. Cursul, de exemplu, de investiții în dividende, am lucrat la el 12 luni, practic, pentru că am vrut să livrez un conținut foarte, foarte strong. Știi la cum m-aș gândi uh, în locul tău? Iarăși, blând, la mine așa, cu părere de bine sau de rău, ai, uh, construit uh, mindset pe care de, de conținut, eu caut tot vreme oportunități. Că tu ai 3 ani, tu, de exemplu, mai publici, dar tu deja poți, uh, ă, 3 ani, de postări și de experiență, să îi într-o carte. Și spui, cum am ajuns la portofoliu de 160.000 de euro? Păi, te-ai lansat vreodată cartea? Te-ai lansat vreo carte? Uh, nu, eu nu mă adun. Tu știi vreun moldovan care a lansat o carte? Sau român care a lansat o carte self-publishing? Alina Andreuță, ștale? Uh, Am înțeles. Departament deci, de vânzări da, deocam, deci, Deocamdată nimic nou Cu Alina Andreeuță am vorbit suntem buni, suntem, Eu Sper mm -hmm. că ne considerăm prieteni Eu mm -hmm. pe Alina Andreeuță o respect foarte, foarte tare Cei care ne urmăresc mega mult Vă recomand Eu uh, admir și un pic, un pic invidiez Cât de repede eu crescut în ultimul an uh, <laughs> Pentru da, că pe eu n-am văzut Conținuturi moldovinești cu conținut Cinstit, cu produse foarte cinstite uh, Și corecte, adică soția mea Prietenele mele au cumpărat produse de la ea de care eu cred că ea trebuie să fie foarte mândră pentru ce reușit reușit să facă în 2023 și foarte mult vă recomand. să. Ea este un exemplu extraordinar de creatoare de conținut care o care au făcut și ei și într-un an cei ce alții fac în 5 probabil. Uh -huh, uh -huh. Uh, cu niște câteva schimbări de strategie, adică dacă vă uitați la ea pe Instagram un Simpluț. an în urmă și acum, adică nu e rocket science, asta vreau să zic. Da, uh, eu uh, știu de carte, uh, se lucrează. Карта ламини есть из кресла держа ее с Uh, e cam greu așa cu Eu editori... mă mai interesez un pic, dar eu știu că editurile nu ți oferă mult. Adică cartea e mai mult instrument de branding, de PR. Decât Depinde. De... Dacă tu, da. Uh, Măi, eu ți spun, spun, acum ceva din teorie, teorie, eu sper că noi în șase luni mm -hmm. să ne vedem și eu ți spun din practică cum funcționează așa. Okay. Dar, din teorie, dacă tu lansezi cu o editură, tu câștigi doar 10% din mânzări, Asta nu e nimic nou, asta nu e o cifră ascunsă. Toate editurile au aproape fix așa lași comisie mm -hmm, de 10%. Mm -hmm. Adică tu vinzi o carte de 100 de lei, tu câștigi 10 Da, 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 da. Faci matematica foarte rapid, să-ți dai seama că bani din carte tu nu faci. Yeah. Dar e un instrument extraordinar de bun de brand, pentru că în primul rând tu ai un low entry point produs, în care oamenii află de produs, te o carte adaugă foarte mult la branding, la Și autoritatea ta, de la comunicare. expertiza. În primul rând oamenii te văd pe tine în librărie, înseamnă că tu ești mai legit sau mm -hmm. mai, mai serios, mai popular, mai whatever it is. Sau faci carte în regim self-publishing, în care tu singur o printezi, tu singur o pui, tu singur o publiști. Acolo poți face mai mulți bani, dar uh, cantitatea e foarte tot diferită. Tot. Da. Eu știu, eu am vorbit cu români autori care au publicat cărți self-publishing. În uh, vrei, nu vrei, trebuie 30% din preț să fie marketingul numai. Uite Da, dar da, pe de altă parte tu poți câștigi restul 70. Vezi că e o carte dacă aș vinde, eu n-aș face asta pentru bani. Eu aș face asta inclusiv pentru iarăși canale de vânzări, uh -huh. mai pășești un produs, după asta cursul îl pui deasupra. De exemplu, nu știu, pentru cei, nu știu cei care au citit Atomic Habits, dar pentru cei care au citit Atomic Habits, dacă vă amintiți, acolo în carte sunt tare multe gen. Jei nori, po to siaubo dėsiu checklistui iš to la mini pie uh, jamescreer.com/atomic habits. <laughs> bai, džudo uh, vandud. 10 plus milioane de copii la cartea lui. În primul rând, nu știu, James Clear, Atomic Habits, cei care n-au citit-o, it's a must, intrați pe Elefant sau pe Cărturiești și cumpărați cartea. Amu. Uh, dar el s-a făcut, el a transformat oamenii lui care au cumpărat cartea, care posibil nici măcar nu-l urmăresc pe Instagram, nu au citit blogul lui în viața lui, i-a transformat ca să facă generare de lead ca după da. asta să le vândă alți produse. Da, da. Pff, Genial! Uh, și foarte corect, adică nu e nimic nou, știi? Dar este și așa invers, invers. altă Gary Weiner, carte cu tweet publicate cu tot o altă abordare de da, n imagine. generare de n imagine. de conținut. Da, am mari imagini, e ușor de citit, e mai interesant. Da. <laughs> cărțile, lui, cărțile sunt lui frumoase, chiar într-adevăr. Uh, da, este, pe, este target pe 2024 de carte. Adică Super. eu am, eu am trei targeturi principale patru targeturi principale în 2024, care cartea este unul din ele. Și eu foarte tare sper la alting pentru că am găsit și niște consultanți care te ajută să lansezi carte în regim self-publishing în România, dar n-am fost convins de ei, eu sunt că eu sunt la etapă mult mai avansată, adică eu am un program de istă gen de la zero la publicare. Dar mm -hmm. eu nu sunt la zero, cartea mea e scrisă, eu pur și simplu am o serie de... Adică de asta și te întrebam, știi cineva? Pentru că eu am nevoie să discut cu cineva care să-mi răspundă mie la 15 întrebări. Așa. La care eu, dacă nu găsesc cine să-mi răspundă la aceste 15 întrebări, eu să-mi răspund singur. Doar că aș fi preferat să nu plătesc mii de euro, dar să plătesc o consultație, de exemplu, ea că, de exemplu, dacă eu găsesc un român sau un moldovean care a lansat carte în regim self-publishing care poate două ore să-mi răspundă mie la o serie de întrebări și au vândut minim 10.000 de cărți, eu îți gata să plătesc, nu știu, 500 de euro pentru o consultație de două ore să-mi răspundă mie la o serie de întrebări. Eu îți vă fac legătură. Mulțumesc tare mult. Știu unul în România care vă... Foarte bine, chiar aș aprecia foarte mult pentru că eu am o viziune, eu când lansez ceva, eu mereu am o viziune de, ia ca, nu piramidă tot felul de direcții, de exemplu dacă lansez cartea în română, eu vreau să lansez după asta încă în 8 limbi și uh -huh. știu cum am să fac asta, știu de ce trebuie să fac asta, sunt diferite chestii cum se face asta de, de făcut. Și ah, okay. drive okay, eu am, cald. interes eu am, eu vreau să fac și eu cred că asta e realizabil. Nu? Ok, minunat. Dacă ceva și eu să să facem un col aparte, că eu tot adun, eu am materiale, asta sună smis, că dar eu am materiale pe 3 cărți, dar n-am lucrat la ele, eu pur și simplu le adun până și, știi? Și am amânat scopul meu de a publica cartea de matrile anul tot amândi de pe un an ce ce nu e prioritate? Eu cartea, eu, cartea m-am apucat să o scriu în mai și am terminat cartea să o scriu amuia în noiembrie. Cât ai, cât cât, cât o luat să scrii? Câte o oră, două pe zi, cumva? Cum ți-ai planificat am, am scris o perioadă, trei săptămâni la rând în fiecare seară. Așa? După asta vara aproape am zăbivit complet, uh -huh. pentru că pur și simplu Nike, -ai, -ai, ai chef, vrei să te așezi dar e afară, vrei să iei <laughs> riscul să ție la plimbare și nu prea ce să faci. Și după asta, la un moment dat, pur și simplu am început să lucrez și dar eu am chestia asta de inclusiv la minimalist, foarte des în trei ani, evident că vă dați seama că nu, 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 nu vă spun nimic nou, dar... Tu, în trei ani de muncă, la un anumit produs, tu destul de des te plictisești sau n-ai energie, n -ai da. chef. Dar eu am chestia asta inclusiv ca la sală, știi? Tu ajungi la sală și tu n chef, dar îți spui, ok, hai să fac un exercițiu. După asta hai să fac a doilea exercițiu, după asta hai să fac a treilea și la a patrulea parcă Exact <laughs> așa pentru mine funcționează minimalist foarte des. Hai să încerc să scriu 3 rânduri, hai să încerc să scriu a șaselea rând, hai după asta în pagină dacă reușesc, poate ajung la a doua. Dacă eu m-am chinuit o oră și nu mi-a reușit, ok, am închis laptop, mă duc să mă uit la un serial, de exemplu. Dar dacă eu chiar, 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 chiar am încercat și nu reușesc, fine, las pe alte zi. Dar în general, eu mai bine încerc să scriu cât uși de puțin, să arunc, să mai arunc, mai 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 fac, măcar să mă fac că eu lucrez la carte, pentru că eventual o să-mi apară. Ce că mie, gen, că la să ajung, e faptul că am scris undeva 50% din carte și am tot întins-o, după asta vreo 3 luni am făcut o pauză destul de mare și după asta, la un moment dat, ca să înțelegem, în 3 zile aproape de vineri până duminică, eu pur și simplu am rupt-o și am terminat-o pe tot. Am reschimbat-o, adică am făcut așa de mult schimbări, că e o carte complet diferită, uh -huh. mai bună, mai evaluată, mai serioasă, mai practică, mai clară, dar ea, că e un 3 zile practic am terminat-o pe ea. Și cool. doar pentru că pur și simplu toți găsești, pentru că la mine, de exemplu, Dar și nu să... ocupă mult timp când ai bază și structură în cap, așa e? Da, când ai bază și structură în cap, eu cred că, știi cum, în primul rând despre execuție, știi? Și la mine carte, e o continuitate a Instagramului meu. Acolo, la mine, carte, n-ai să găsești nimic. Adică, pentru cineva care nu mă știe, da, cartea o să fie ceva complet nou și diferit. Uh -huh. Pentru cei care mă știu, cartea probabil nu o să fie nimic nou. Dar asta complet realist vorbind. Dar, în schimb, cartea e un ghid foarte, adică el așa se numește, ghid de investiții. Super practic pentru absolut oricine în Europa și Republica Moldova. Super. Super. Pricoadă. Blin, uh, va вообще admirabil. Uh, așa, deci la generare de conținut, la căi de monetizare, acum mă interesează zona de tot, tot vreme vorbești de investiții dividende ETF-uri. Zona de cripto e pentru tine e tabu, tu nu te atingi de ea sau tu, tu investești acolo? Eu investesc deci. Eu investesc că 5% din portofoliul meu este în cripto. Uh -huh. Portofoliul este de cripto momentan valorează vreo 8.000 de euro. Am avut un NFT în 2021, care l-am câștigat, l-am vândut, am făcut niște bani din asta, n-am făcut nimic cu banii aia. Portofoliul meu e 65% Bitcoin și 35% Ethereum. Uh -huh. Concret pe partea de cripto. Doar două, da? Doar două, da. Amuie, pentru că iarăși. Am a mai început un val din ăsta, mă apuc un fel de fomo în care eu vreau să văd și vreau să scot toți banii și să în vreo 100 de altcoinuri, uri în speranța că mă fac milionar din altcoin știi? Mm -hmm. Dar eu știu care e profilul meu de risc, eu știu cine e, cine -s fel de persoană și eu zic, hai. hai, stai chill, știi? Uh, și calmează-te și nu, nu, nu face prostie. Uh, nu mai investesc în cripto, cred că deja de vreun an. La un moment dat am început, am investit un an, după asta n-am mai investit un an, pentru că am simțit că eu nu mai rezonez cu piața numai decât, dar nici nu am vrut să-mi vând investițiile. Știam că oricum mm -hmm. eram pe, pierdere atunci și am zis că, băi, asta rămân cât să rămân. De exemplu, dacă nu știu, pe Bitcoin sunt 50% profit. Pretty cool. în două luni. Uh, cool, așa, e drăguț să te uiți măcar la portofoliul ăla și să vezi cum suntem. Cripto pentru mine nu este un subiect tabu, pentru mine, dar eu totuși am o problemă cu cripto. Problema mea cu cripto este cantitatea de înșelăciuni și preconcepții greșite care sunt create despre cripto. Uh -huh. Oamenii, pentru că tu ai văzut, sau cineva în special în spațiul acesta meuritic din Europa de Est, pentru că tu ai văzut că cineva a făcut de exemplu un milion pe cripto, care el e un milion din alții un milion de oameni care au făcut o sumă colosală de bani prin o uh -huh. serie de factori pe care eu să le numesc simplu noroc, Uh, nu cercetare, pentru că eu nu prea cred în mare cercetare în criptă. Au făcut odată bani și respectiv alții cred că ei tot a spați de a lovitura mare și de asta și vor să investească. Și problema cu cripto, faptul că e pur și simplu o zonă plină, 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 plină din înșelăciuni. E o zonă uh, neregulată, adică din punct de vedere fiscal și nu are o anumită serie de reguli din punct de vedere juridic. Uh, în Moldova și în Europa de Est în general tot văd oameni care folosesc niște platforme de investiții care nici măcar nu... adică n-au măcar un statut de înregistrare în Europa Adică la orice broker la care tu investești, tu vrei să fie o companie în primul rând europeană Pentru că mm -hmm. o companie europeană are mult mai multe verificări și audituri decât o companie înregistrată random undeva prin Zimbabwe, de exemplu uh, Și nu are licență fiscală, ca să poți o preză și o serie de alte lucruri Și totodată, pur și simplu, foarte multă lume crede că îi poate să câștige bani Dar ei aud că ei poate să câștige foarte bani, dar de fapt îi pierd foarte mult și plus, alta mea problemă cu cripto e faptul că eu, doi ani la rând, pentru că acum am noroc, dar iarăși sper să nu mai pățesc, doi ani la rând am fost persecutat de un grup de, un grup de scammeri care îmi tot copiau profilul meu și trimiteau mesaje din numele meu la alții. la mine un... tot așa au fost. Da. da eu sunt absolut sigur că orice creator, nu, ideea, da, 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 copil, de conținut a trecut măcar vreodată. Meu, și, Aline Andriuță, și a tău și a meu și a Aline Andreiuță și la lui Bordea. Noi, dar, noi putem da, să dăm câte vrei exemplu la un moment dat avem senzația că noi suntem toți targetați de același grup de oameni pentru că mesajele și literele erau cam fix aceleași. Și problema e faptul că, și deși eu urăsc zona de cripto, pentru că sunt oameni care au pierdut bani din cauza la înșelăciunile astea. Mm -hmm. Care iar așa mă părere mixte și aici. Una pentru oamenii care au pierdut banii, dar alta pentru înșelăciunile care se întâmplă pentru că îi fac cripto, pentru că nu poți să urmărești tranzacțiile, e greu să-i scoți, e foarte ușor să amăjești oamenii pentru că ei au crezut anumite alte amăjeli și mm -hmm. respectiv ei cred că lucrurile se întâmplă într-un mod. Și foarte tristă asta. Și din cauza asta, cripto are foarte puțin încredere de la mine, ca o zonă foarte reglementată. Dar, pe de altă parte, avem momentan o serie de fonduri de investiții, printre care BlackRock. BlackRock este aproape principalul fond de investiții din lume, adică e o companie care administrează 10 triliarde de dolari. Eu investesc în etf de la BlackRock. Ei momentan lucrează la un ETF pe Bitcoin. Uh -huh, uh -huh. La un ETF, practic, fondul de investiții cumpără bitcoin și tu poți investește în ETF-ul acesta. Tu nu mai trebuie să-l păstrezi în wallet tu nu mai trebuie să-l cumperi la un broker, poți să-l cumperi fix așa prin XTB sau Interactive Broker, sunt unde tu îl cumperi momentan și -o să fi bine mersi. Și noi suntem într-o etapă în care foarte posibil Bitcoin urmează să fie reglementat din punct de vedere juridic și să devină o monedă de investiții, fix așa cum e Auro, fix așa cum e Apple, fix așa cum sunt alte companii și să aibă un statut juridic foarte clar de la, de la SEC din partea americanilor care dacă, dacă, asta se întâmplă în Statele Unite, asta, se întâmplă, asta înseamnă că restul alți state tot o să aprobe o legislație similară. În primul rând, europenii, probabil, și după asta, și în Și asta înseamnă, da, probabil, unul din cele mai bune semnale de cripto din care erau de ultimii 10 ani. Și probabil, din cauza asta, piața de cripto sunt puști. Eu spun asta, ținând cont de faptul că eu tot nu investesc în cripto, pentru că iarăși eu, mai de, profilul meu de risc e mai degrabă investesc în niște companii reale, gen Apple, Microsoft, Google, care fac bani și generează venituri și au cheltuieli și tot așa mai departe. Dar da, pe de altă parte, cripto este și ea o industrie. Pur și simplu, eu vreau foarte mult ca oamenii care aud de cripto să investească gen 10%, 20% din cripto, dar în continuare, să scrie din, în investițiile, da, sale, din investițiile sale. dar uhum. în continuare să investească o mare parte din investiții în ETF-uri pentru că ele sunt investiții pe care tu poți să te bazezi. etf uri asta sunt așa un fel de grup de acțiuni de la mai multe companii. Bravo, da? corect. Uh, fix așa cum noi avem mai este patru sticle. Uh, să ne imaginăm că aici sunt patru, fiecare sticlă reprezintă 100 de companii. Uhum. Tu poți 100, în... nu una. Uh, nu, da, Eu, să luăm doar un exemplu. Să zicem că noi avem 400 de sticle din astea. Așa da? Una, da. Asta înseamnă un ETF. Tu poți să investești în loc tu să investești individual într-o companie gen Apple uh -huh. sau gen Microsoft, tu poți să alegi să investești într-o serie de 400 sau 500 sau 1000 sau 10.000 de companii în același timp. Te-ai întreba, dar care sunt beneficiile? Și de ce aș face asta? În primul rând pentru că, să zicem, tu investești într-o companie ea foarte ușor poate să alimentează. teoretic vorbind, Apple nu uh -huh. e companie care ar falimenta dar teoretic vorbind uh, și să zicem că ea ar falimenta și tu ai pierde, de exemplu, o parte din investițiile tale, în cazul la un ETF se întâmplă ea asta. Tu rămâi fix cu restul companiilor. Și ele în continuare o să continui să crească și să meargă mai departe și tu investești în mai multe oale odată. E, foarte da. mult, da. Știi, la și m-am întrebat, am gândit eu când eu, care am o să spun și experiența mea. Mă gândeam, dar care e rostul, tipa, e că, să spunem că eu investesc, eu undeva operez cu 50-70 dolari pe lună cu investițiile, uh -huh. în primul rând, da? În statutul de dă să încerc, timp de un an jumate, doi, cochitesc cu tema, dă da, să încerc să văd cum vă tot asta funcționează. În ETF-uri încă n am investit. Pentru că mă gândesc tot vremea, am 50 de dolari pe lună și mă gândesc, nu, blin, mai gine să iau, tipa, aici, câteva acțiuni întregi într-o într companie sau, mm -hmm. sau o jumătate de acțiuni, nu contează, decât să investesc în câteva sute acolo, tipa, cât, cât, cât. 3 cent să iasă? cât 7 cent. Da, dar tu nu investești în gen, tu investești într-un singur produs, într-un singur ETF și el, la rândul său, distribuie în loc tău banii ăștia în mai multe companii. Uh, Tot dar de... cu cripto. să <laughs> <seamănă> uh. cu... <laughs> Interesant, este un produs alcătuit din investiții din mult mai multe. Din mult multe alte companii, exact. Uh -huh. Da, dar asta e, adică un ETF, de exemplu de la BlackRock, el este reglementat în primul rând de alți trei fonduri de investiții, el are un custodiu, el are auditori, el are multe alte chestii. Adică un ETF de la o companie mare cum e BlackRock sau Vanguard sau State Street șansele lor ca o companie de genul dat să se is... știu că asta sunt dubios, dar sunt mai puțin de zero uh -huh. adică eu nu cred că un fond de genul dat ar, prea... ar trebui să se întâmple ceva foarte colosal în lumea financiară globală care probabil nu ține nici. adică gen, trebuie să un asteroid pe planetă foarte mare ca să distrugă toată planeta ca să dispară aceste companii și fondurile astea de investiții uh -huh. uh, dar un ETF fiind atât de reglementat din punct de vedere fiscal, juridic, economic și așa de multe lucruri, el pur și simplu are o serie de companii în care tu investești și tot ce ai de făcut tu să investești doar în ETF-ul ăsta. Adică revenind la întrebare ta, e ai o soluție foarte simplă. Îți faci un cont pe Interactive Brokers, tu fiind în Republica Moldova sau dacă ai ori din România poți să faci cont pe XTB. Asta e aplicație? Da, Interactive Brokers, asta se numește un broker, Companii uh -huh. de investiții, uh -huh. platforme de investiții, oricare trei cuvinte care ți-ți plac. Dacă ai venituri din Moldova, îți faci cont pe Interactive Brokers, dacă ai venituri din România și ai cetățenii euro, poți să să-ți faci cont pe XTB. Mie personal îmi pare XTB mult mai ușor de folosit, dar iar okay. știu, pentru că știu că de unde ne ascultă pe noi, moldovenii, poate să fie din mm -hmm. ambele lucruri. Îți faci cont pe XTB sau pe Interactive Brokers, depui primii tăi bani, fie 50 de euro, fie 100 de euro și cumperi un singur ETF. Pe XTB îl găsești ca EUNL, Asta sunt patru litere, asta e practic codul de investiții. Și interact broker să-l găsești ca IWDA. Uh, disclaimer, asta nu este o recomandare de investiții. <laughs> dar și disclaimer-urile astea așa de, de mult contează. Băi, nu știu, da eu nu știu dacă contează, dar pe de altă parte vreau pur și simplu, să știu, sigur că eu. Ida corp, așa? i e da corp, nu, nu, no? asta nu. Asta e o singură companie în care tu investești. Asta și la tine. Asta e revolutul îmi pare. Yep. Că. Da, asta e revolut. E că uite, tu, de exemplu, poți să faci investiții. Și să zici că e un L? Ia L. Este? Ia de să-l văd. Ia Poți, apropo, pentru că eu văd că tu ai Revolut pe ecran, tu poți investi și prin Revolut. Problema este următoarea. Revolut nu este o companie de investiții, este doar un fintech. Yep. Yeah. Doi, Revolut nu are o licență de investiții. Revolut folosește licența altei companii de investiții în spate. Uh -huh. Dacă ai citești termeni și condiții, ai să vede. Uh -huh. Trei Revolut are comisioane mult mai mari decât are Interactive Brokers sau XTB. XTB, de exemplu, are zero comisioane Așa. la absolut orice investiție. Așa, eu okay. îi folosesc, eu un XTB, eu personal un XTB am 50.000 de euro investiți. În Interactive Brokers am 60.000 de euro investiți. Uh -huh. Și eu investesc cu ambii broker, în ETF-uri și în companii individuale. Nii, eu deși, eu deși din Revolut am făcut cunoștință cu acțiuni mm. și da, 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 da. și eu folosesc cumva paticeniul, dar eu nu, cred poți, că ar poți. avea sens XTB-ul. A să văd, po, eu poți, să vă să văd uh, Poți, în primul rând te admira. adică în primul rând adică, sincer felicitări că tu ai, -ai început să investești. E relevant. cu Revolut, <laughs> da? nu cu Revolut, nu, serios, adică eu, uh, not kidding, complet serios, spun super felicitări pentru faptul că tu ai reușit să investești. Ideea este faptul că pentru un începător care, are, care vrea să investească câțiva, nu știu, 10 de euro pe lună, da, e revolut, e o opțiune destul de ok. Dar revolut, în continuare fiind un fintech, nu este o companie atât de sigură și trustworthy ca să poți să investești cu ea pe termen lung. Respectiv, tu vrei să investești cu o companie focusată fix pe asta, fix pe investiții. Și asta e xtb eu, de exemplu, e făcut pentru asta. Interactive Brokers e o companie lansată în 1986. Adică e o companie listată la bursă, și XTB, tot stată la burse cu protecție, cu milioane de clienți de, din toată lumea, adică ele sunt companii foarte, foarte sigure și clare prin care tu poți folosi asta. M-am uitat la rapoartele, viniturile mai în scurt, Revolut și, vă și rulajele de bani care le au uh, clienții Revolut, 60% despre uh, investiții și savings. Adică, da? că adică, 60% din toți banii pe care gestionează Revolutul, ever. anume, merg despre investiții, cripto și variante. Eu am Revolut, de exemplu, dar eu o folosesc nu pentru investiții, eu o folosesc pentru două lucruri. În primul rând, joint account. Noi, eu împreună cu soția mea, noi administram banii împreună într-un cont de Revolut joint în care eu, uh -huh. noi doi, parteneri, putem să avem acces la un cont în care îți vedem și să dus cheltuiele Asta așa, uh -huh. putem să contribuim un, anum, un, amount X în contul ăsta uh -huh, uh -huh. și totodată pentru transferuri valutare. Revolut are by far cele mai bune transfer, uh, schimbări, uh, rate de schimb valutar decât oricare altă bancă în România. Cu mici excepții. Da, da, precolină, uh, acum despre strategie, spre final vreau, care eu și fac. Uh, uh, e caz real și chiar ne interesant și părerea ai tu. E că eu am între 50 și 80 de dolari lunar cu care eu decizie să investesc în ceva. Aha. Cum eu fac? Eu, eu și întâi mai nou am început să urmăresc companiile de biotehnologie, dar nu contează. Mm -hmm. Eu fac liste de acțiuni, de companii, care au cele mai mari căderi. Mm -hmm. Și încep a urmări. O lună, două, până investi. Și văd, la un moment dat, caut companiile care acțiunile momentan cad. Și încep a lua câte o leacă. E că repartizează 80 de dolari, poți să repartizează în patru plăți câte 20 în patru companii diferite. Și încep a aștepta. Strategia mea tot e de Zic așa, hai să investim cu condiția că noi scoatem peste 10 ani. Mm. Eu așa fac. Acum multe speroși. <laughs> nu, ca la mine acum investițiile sunt cam în minus 10%, nu contează. Uh, fix pe aceeași strategie am luat, de exemplu, tare ne-a plăcut Virgin Galactic, este o companie da, da. care dezvoltă turismul uh, ăsta. Turismul cost... spațial, da. Uh -huh. Până în atmosferă și înapoi. Da, și nini interesant atât cum acum prezicerile că compania asta ca că o leacă, nu, se și după grafici, e asta nu prea crește. E crește doar dar... atunci când e, un, când e o lansare succesivă bună. Yep. Și după asta scade înapoi și e fix așa să aibă. Tu teoretic acum... poți face, asta și numește gen, nu seasonal investing, dar gen investiții pe termen scurt în care tu știi exact când ele screască, tu știi exact când ele scadă. Sau da, plus minus. Anume cu așa companii. Da, anume cu așa companii. Dar da, abordarea domeni. asta de nas 30 pe lună, tipă timp de 10 ani, uh, cu uh, uh, credin... investițiile se despre și până la urmă, despre încredere, nu? Tu cumperi compania din viitor. Adică exact. tu un sentiment. Cumperi un sentiment, tu tu cumperi un sentiment economic. Da, 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 da. da. Tu crezi în ideea asta în care investești. Da. Asta da. e ideea. Deci, investițiile da. astea, să cumperi credință. Și tu ori cre tu, Deci, spre final, ori se realizează credința ori nu se realizează. Tu mi-ai spus că tu ai investit într-o serie de companii în biotech. Ni, Nu, În câteva, dar eu văd mai în scurt că. -i, ele sunt mai multe și ele au potențial mare de X10 și X12 în următorii, de exemplu, 1-2 ani. Așa sunt cumva percepțiile mele, nu știu. Cel mai probabil tu n-ai dreptate. Da? Cel mai probabil tu ai spers banii ăștia și cel mai probabil tu n-ai să faci investiții în ele. Tu singur ai spus că tu ai făcut minus 10% în ultimul an, așa? Da, da. Investind da. da. într-un simplu ETF despre care eu ți-am povestit 10 minute în urmă, mm -hmm. tu ai fi câștigat 17% anul ăsta. Aşa. O singură dată dacă ai fi investit pentru ianuarie. La final de an tu ai vei 17-18%. Așa. Sunt ETF-uri prin care tu ai fi câștigat 45%. Așa. Investind o singură dată. Asta e iShares, Nasdaq 100, uciți ETF. Uh -huh, uh -huh. El investește în top 100 de companii din US, din care 50% sunt plinii de tehnologii. Adică uh -huh. Apple, Nvidia, Nasdaq, tot astea, tu ai fi investit uh -huh. în ele, uh -huh. liniștit, uh, îl găsești ca... Nu e CXPX... Asta uh, e Nasdaq, cred că -i. fix așa. Nu, no, iShares, Nasdaq 100, Nasdaq cu Q. Uh -huh. uh, like, probabil yes, să-l găsești yes, yes, da. el de e la cum mai eu de euro arată. 148 de euro. Uh -huh. uh, de la iShares? Yep. Bun. Da. Uh, aha, ok. Uh, tu poți. Deci, ce ai făcut tu? Asta se numește că tu investești în tu faci uh, uh, Tu faci stock picking, tu alegi o serie de companii uh -huh. în care tu crezi că ele să fie cele mai de succes. Da. Șansele ca tu să ai dreptate sunt foarte, foarte mici, pentru că există Mii de fonduri de investiții cu oameni care au terminat Harvard și tot ce vrei, și cele mai bune școli de finanță din lume, cu algoritmi și cu tot ce vrei în spate, care ei, pentru 9 din 10 fonduri de investiții nu reușesc să bată piața, nu reușesc să bată ea ca un ETF elementar despre care eu ți-ai povestea. Uh -huh, uh -huh. Șansele ca tu, care nu citești și nu ești în industria asta și nu ai un background în, bio, în bioteh și tot așa mai departe, ca tu să bați piața, sunt foarte, foarte mici.

Să vedem și pierderea să mă succesul. Asta e unul, da, pentru că uite, tu ai făcut minus 10%, tu ai fi putut să faci, pur și simplu, și uh -huh. Și aș face eu, de exemplu, în locul tău, eu aș lua, de exemplu, să zicem că tu îți creești bugetul tău la 100 de euro pe lună investiție, uh -huh. eu 80 de euro le-aș pune într-un ETF și 20% le-aș pune într-o într serie de companii individuale în care tu crezi. Așa, ok. Eu așa okay. aș face mai degrabă, mie îmi pare asta mai safe. Uh -huh. Uh -huh. Și asta e de mai long term, da? Tipa să nu mă aștept că... Din ETF, da. Din ETF, bineînțeles, adică tu, tu, din, tu dacă ai să faci 10x felicitări, dar tu ai să faci, de exemplu, cu o anumită proporție doar. Dar dacă tu ai spers banii ăștia, tu ai spers doar 20% din portofoliul tău. Uh -huh. Și măcar mental este uh hmm -huh. simți mai ok. Uh -huh. Ai să știi că tu măcar câștigi ceva, chiar dacă pe altă parte nu câștigi mult. Asta e un. Doi. Biotech e o industrie ca niciuna alta. În tehnologie e destul de clar la ce te aștepți. De exemplu, nu știu, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, toate astea cresc. Noi putem să vedem cicluri economice și eu ți-pot să uh -huh. explic de fiecare dată de ce au crescut ele. Uh, pentru că, de exemplu, nu știu, după COVID, de exemplu, s-au băgat foarte mulți bani în, uh, în 2021, s-au băgat foarte mulți bani în publicitate și din cauza asta companiile astea au crescut foarte mult. Uh -huh. uh, Facebook la un moment dat a căzut pentru că s au descoperit că eu cheltuit prea mulți bani pe metavers, dar după asta momentan, de exemplu, Facebook are pare cu 150% grof pe anul trecut. Uh, și eu ți pot să explic Deși la tehnologii cum funcționează Și deși ele funcționează În general, ciclul economic Dacă e criză, probabil ele o să crească Pentru că oamenii înceapă să uh, Cheltuiască mai mulți bani Și, mm -hmm. respectiv, toți banii ăștia Vin din publicitate După asta ele o să scadă Și după asta iar o să crească mai departe La biotech, asta e o industrie relativ nouă Deci noi vorbim cam de 10-15 ani Și e o industrie în care uh, Compania are un ciclu foarte clar de viață Adică compania trebuie să treacă prin dorsi. De obicei, companiile de biotech sunt înregistrate în Statele Unite și ele, ca ele de obicei lansează un nou produs pe piață. Probabil ceva, de exemplu, nu știu, un produs de înținerire sau un uh -huh. produs, de exemplu, de weight loss, de scădere în greutate. Un produs, de exemplu, de, nu știu, care îți face ție pielea mai fină sau ceva, sau un produs de anci cancer, și chestii genul dat. Ca un astfel de produs să ajungă pe piață, durează de obicei vreo 10, 15 sau poate și mai mulți ani ca astfel de produs să ajungă pe piață, el trebuie să treacă printr-o serie de testări și printr-o serie de controle. Asta se numește faza 1, faza 2, faza 3. Ele fiecare durează cam câteva 16 24 de luni și tot depinde de rezultatele la această fază. Unele produse mor nici măcar nu ajungând la prima fază, altele produse mor ajungând la faza 3, foarte, foarte aproape de fiind de lansare și să primit aprobare ca să poți fi vândut. Problema e faptul că aproximativ 90% nu trec nici măcar de prima fază, fix și aici vorbim noi despre startup-uri care ieșuiază de la bun început. Și, și doi, tu poți să ai un sentiment că companiile astea devin foarte bune și ar putea să aibă atât de multe lucruri, dar după asta în faza 1, de exemplu, să descoperă că ele au, de exemplu, nu știu, au un anumit, au un anumit efect de negativ asupra sănătății tale sau uh -huh, ceva uh -huh. care se întâmplă. respectiv, companiile astea de la 100 de dolari pe acțiune poate scade efectiv la un dolar pe acțiune, peste noapte, pentru că pur și simplu asta se descoperă. Eu am văzut cazuri, cum anumiți oameni care se uită doar pe industrie de biotech, transformau 5.000 dolari în 800.000 într-o zi întreagă, făcând, făcând, diferite alte chestii care sunt financiar mult mai complexe decât noi putem să le, eu, noi putem să le înțelegem. Eu, cu anumit un pic de înțelegere despre cum asta funcționează, tot nu poți să exact. Uh -huh, dar, uh -huh. practic, ce fac? Ei iau și vând și cumpără mii și mii de acțiuni și, din cauza asta, îi transformă, e ca ești 5.000 de dolari, pe profit, pentru că tu, dacă ai faci un profit, de exemplu, de 100% dintr-o acțiune, tu-ți-ai dubla banii. Uh -huh, dar dacă uh -huh. tu ai o mie de acțiuni, îți dai seama, în matematică că ne-ai Și problema este faptul că foarte multe din companiile astea din biotech își foarte rapid. Și tu poți face bani, probabil, prin două moduri tu chiar cercetezi din o de companii și alegi una care tu chiar crezi că are cea mai mare șansă, de exemplu, să câștige Sau doi, insider trading Adică tu știi exact că compania asta a trecut de faza 1, 2 și 3 Și tu știi exact că rezultatele sunt bune Tu primești un semnal de la cineva din companie, de exemplu, cod dinainte înainte Și cumperi fix atunci o mie de acțiuni Și probabil din asta îți faci bani uh -huh. Dar asta uh -huh. este ilegal și pentru asta tu ești pus la pușcărie uh, Deci cel mai probabil nu să faci prima și a doua toți e foarte greu să faci Și varianta okay. pentru tine mai simplă este următoarea fie tu cercetezi totuși o serie de companii din biotech și ai putea să investești, de exemplu este, nu știu, momentan poate ai putea să mergi nu pe companii mici care ar putea să facă să dubleze, dar să investești în companii care deja sunt well established. De exemplu Novo Nordisk. Nova Nordisk este uh -huh. o companie care momentan dezvoltă un, un produs de diabet. Diabetul e una din principale cauze de... De ce? De în uhum. următorii 30 de ani urmează să devină printre to cele top 5? Adică diabetul e industrie care o să crească. Oamenii, statistic vorbind, urmează să devină mai obezi. respectiv și obezitatea contribuie la diabet și diabetul contribuie la obezitate. Înapoi și tot așa mai departe. Uh, și Novo Nordisk este, controlează, în pare 60% din piața de diabet mondial. Sunt alte companii mai departe, dar Novo Nordisk este principal. Novo Nordisk recent a ajuns prima companie din Europa după valoarea ei. 400 de miliarde de dolari.

Alegi după asta, pui filtrul la market cap, practic după mărimea ETF-ului, după valoare, pentru că sunt ETF-uri care valorează 60 miliarde de dolari. Adică mm -hmm. nu numai mm -hmm. eu știu, investim în ETF-uri, dar mulți alți milioane de oameni. Și tu să exerge așa un ETF care investește, de exemplu, este iShares Healthcare Innovation. Îmi pare că uh, uciți ETF. Și asta e un ETF care investește îmi pare că în vreo 100 de companii focusate pe inovație în sănătate. Dacă tu crezi că sănătatea într-adevăr urmează să împuște în următorii 10 ani ca mm -hmm. și industrie, Șansa ta ar fi că tu să investești pentru un ETF pentru că astfel investești într-o companie în care investește în 100 de companii, decât să investești în desine statutor în 100 de companii. Pentru tine asta e mai ieftin, tu nu trebuie să aloci 2000 de euro ca să investești 20 de euro în 100 de companii. Pentru tine asta e mai simplu, dacă una din acele 100 de companii din ETF uh, falimentează, ia pur și simplu înlocuită cu alta, și totodată, pentru tine asta e mult mai ieftin și din punct de vedere de comisioane. În loc ca tu să plătești pe 100 de tranzacții, tu plătești pe singură tranzacție și tu folosind Revolut, îmi pare că ai o tranzacție pe lună gratuită. Mm, dar interesant. La mine logica din spate care, dacă eu abordez un plan de investițional, nu de asta, un mindset pun de 10 ani, de hmm. exemplu, da? Înseamnă că eu mă gândesc așa, spre ce dezvolt? Asta fie cosmosul, da. Fie metaversul și toată nebunia, AR, VR și tot chestia asta, fie, cred că, sănătatea, bio... Eu cred că asta o să avanseze. dar n-am niciun argument, că tu ai spus de cercetat și eu înțeleg că pe moi asta trebuie de făcut și gata, că asta pe bunii banii investiți așa din prostă, că -i... Eu cred, fără așa informație la creez. bază. Ideea, da. Nu, da, ca tine cred că ca tine investitori sunt foarte mulți care investesc pur și simplu așa. Eu, pur și da. simplu pentru partea mai mult de decât să investești banii, să investești mai degrab să investești inteligent de la bun început și să faci asta într-un mod foarte sigur și safe. Uh -huh. Adică de asta și-am și repetat de foarte multe ori în conversația noastră cu alții că mai degrabă eu câștig 8% pe an decât 80% o fie procent pie, pe an. Uh -huh. Pentru că cantitatea de efort și uh, gimnastica mentală pe care trebuie să o fac pentru asta, e complet diferită. Eu mai degrabă investesc ca un investitor pasiv, clar. Da, eu într-un an scot 8%, da, eu într-un an scot 20%, cum am scos anul ăsta. Da, eu într-un an scot minus 20%, dar pe termen lung eu fac 8%. Și eu sunt fericit cu asta. Adică average is better than nothing. Mai bine decât minus 10%, uh -huh, de exemplu. Uh -huh, uh -huh. Uh, și așa stau pur și simplu mult mai liniștit. Și multă altă lume tot ar putea să facă asta. Ideea e faptul că eu înțeleg că, te că tu ai putea să câștigi 10x într-un an, E mult mai sexy decât eu spun să spun să-i despre 8% pe an. Pur și simplu oamenii nu vor deschide un calculator de dobândă compusă ca să vadă ce înseamnă 8% pe an pe perioada de 30 de ani. Uh -huh. Pentru că, de exemplu, uh, nu mai știu cât asta este. În e baric, 100 de dolari investiți pe lună, în 30 de ani devine 160.000 de dolari pe lună în, într-un portofoliu de investiții. Și tu poți investești bani mult și bine, adică noi, fiecare din noi în Republica Moldova, ar putea să devină investind de tânăr, ar putea să devină milionar în euro sau dolar, investind lună de lună în acest ITF. Pur și simplu, oamenii nu vor să aștepte 30 de ani ca să devină milionar, yeah. ei vor să facă yeah. asta azi. Totodată, multă altă lume îți descurajează. De exemplu, că ei ar putea să spună ca știne, dar eu am numai 50 de euro să investesc. Și eu le spun, ok, tu acum ai 50 de euro de investiție, dar tu anul viitor poți să crești venitul, să investești 100. După asta poate să ai crește mai departe să investești 200, după asta ajungi la 500, după asta poate faci 1000 și uite cât de mult ai contribuit pentru că pur și simplu ți-ai setat o bază și nu te-ai oprit la faptul că poți să investești cât de puțin. Pentru că eu mai degrabă învăț un tânăr să investească 10 euro pe lună decât mm -hmm. să învăț un itist uh, care îmi spune în că eu vreau să investesc fie 1000 de euro fie nimic. Pentru mm -hmm. că eu știu că pur și simplu Capacitatea ta, răbdarea pe care tu o pui și înțelegerea pe care tu o faci de la bun început, construind un în portofoliu pe termen lung, e mult mai importantă decât sumele pe care tu le baci acolo. Nu mai spun de faptul dacă investești asta într-un mod inteligent de la bun început și nu faci gimnastică mentală cu investind în tot felul de companii. Ah. <laughs> dacă trebuie de revizuită strategia, dar. <laughs> nu trebuie Nicu. uite. Vrei, vrei răspuns la întrebare? Vrei, Ia ca... hai să-ți revizuim strategia și ne pentru asta 3 minute. Și dacă toată lumea care urmărește pe noi podcastul este o să facă fix asta, eu, eu tare mult așa, așa aprecia care un comentariu, că chiar o făcut asta. Prima chestie care tu vrei să faci, tu vrei să-ți faci un fond de urgență. Uh -huh. Fondul de urgență, eu nu știu dacă tu l -ai sau nu lai, dar fondul tău de urgență este echivalentul la minim 3 luni de cheltuieli. Uh -huh. Dacă tu ai bani de să zicem că Vadim cu cheltuiește 2000 de euro pe lună, înseamnă că tu ai 6000 de euro puși deoparte că okay. Dacă ești căsătorit, necăsătorit, cu copii, fără copii, există, ai putea să rădici la șase luni, dar să mm -hmm. zicem, dacă tu ești un tânăr în România și în Moldova, trei, șase luni de cheltuiel e mai mult decât perfect. Nu optimiza banii ăștia. Nu te gândi unde îi țin, cum îi țin, depozit, ne depozit, cum bancar, dar eu trebuie să fac procent pe dânsă. Nu te gândi la asta. Or just forget it. Pur și simplu, aia este așa de euro. Vrei să-ți iei într-un depozit? Go for it. Vrei să-ți iei cash la tine în dulap? Go for it. Vrei să-ți iei la tine într-un cont bancar? Go for it. Uh -huh. Eu aș opta pentru un cont depozit ceva foarte flexibil din care tu scoți. Reamintesc, fond de urgență. Nu fond de am cumpărat un iPhone nou, nu fond am cumpărat un cash, sau un laptop nou. Decât tu ești freelancer, ai nevoie de laptop și asta uh -huh. depinde de muncă. Da. Bun, tu ai fond de urgență? Bravo. După asta ar fi foarte fain că tu să-ți economisești minim 10% din veniturile tale în fiecare lună. Deși 10%, pentru că asta e un punct bun, dacă nu poți face 10%, începi măcar cu 1% pe lună, crește după asta la 2, 3, 5. Uh -huh. Asta, de fapt, e pasul 0, de fapt, pentru că multă altă lume ar putea să aibă fondul de urgență și dacă tu l-ai, felicitări, dacă nu, trebuie să ajungi mai întâi la fondul de urgență. Un disclaimer foarte important, nu investești și nu faci nimic în investiții decât dacă ai un fond de urgență. Pentru că tu după asta poți să în situația când tu ai investit, de exemplu, 2000 de euro, piața o a scăzut, de exemplu, cu 50%, și tu nimerești într-o urgență medicală, și tu mm -hmm. ai nevoie să scoți banii ăștia, și tu din 2000 de euro ai transformat în 1000 de euro, și trebuie să scoți, trebuie să vinzi investițiile tale la pierdere ca să acopere o cheltuială medicală. Mm -mm. Mm -hmm. Nu așa, nu mm -hmm. așa. De asta își zic fond de urgență. Economii în fiecare lună, dacă poți, tare mult recomand, de exemplu, dacă tu ai un venit stabil, să zicem de 1000 de euro, tare mult recomand, pur și simplu să-ți pui o plată recurentă într-un alt cont bancar. De exemplu, la Revolut, poți să-ți muți banii într-un pocket și spui uh -huh. că ok, scoate în ei, de exemplu, 1000 de euro în luna asta și pune acolo într-un cont bancar. Știi de acolo economisești. Iar doi pași, eu ți spun că tu ești deja la 5 nivele mai sus decât aproape orice în sau uh în România, uh -huh. făcând uh -huh. un sistem foarte clar de economie, deocamdată. Următorul tău pas este investițiile. Ce vrei să faci pentru asta? Vrei mai întâi să-ți faci un cont la o companie de investiții sau la un broker sau la o platformă de investiții. ți spus, ai Interactive Brokers, E un broker mai serios, mai mare, mai, dar mai complex și mai greu de folosit. Sau mm -hmm. ai XTB. XTB poți să te registrezi, indiferent dacă ai cetățenii moldovenească sau nu. XTB e disponibil la fel în foarte multe alte țări din Europa. Eu folosesc ambii broker. Pentru tine, la cifrele tale, momentan, n-ai nevoie de unul. Deci, sau XTB, sau Interactive Brokers. Și trei începe să investești. În mod ideal, aș recomanda să investești într-un singur ETF, despre care ți-ai spus mai Asta e un ETF, care se numește PXTB, îl găsim ca E1L, mm -hmm. pe Interactive Brokers îl găsim ca IWDA. E același ETF, ambele sunt euro, poți să-l găsești în GBP și în USD, eu personal în Europa recomand să investim în euro. Dacă tu investești în ETF, ul tu deja investești în top 1500 de companii din toată lumea, din 11 industrii, tu deja investești în Tesla, Microsoft, Google, Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, Novo Nordis, despre care noi am vorbit, probabil încă câteva companii în Healthcare, Johnson Johnson, Procter Gamble și multe altele, dar și totodată te investești în piața generală dezvoltare, dezvoltată, din 23 de țări, adică SUA, Japonia, Canada, UK, Franța, Germania. Uh, el a îmi pare că și tot așa mai departe. Și e că tu ai devenit investitor global în trei pași. Și te leacă în fiecare lună, ești 10% din venituri, investești. Iar după ce ai sigur fondul, da? Da. Și în viitor, tot în viitor ar fi fain să mai adaugi alte ETF-uri care investesc uh -huh. în alte companii, ca să te extinzi și să diversifici. Pentru că noi, ca investitori, vrem siguranță și diversificare pe termen lung. Dacă ai fonduri, de exemplu, până la 100 de euro, probabil un ETF e perfect. Dacă uh -huh. începi să-ți crești veniturile, probabil ai vrea să adaugi 3-4 ETF-uri. În ziua okay. de azi, de exemplu, XTB are o chestie și Interactive Brokers tot are o chestie similară. Tu poți la XTB să-ți faci, e un produs de save and invest, poți să-ți pui, de exemplu, 4 ETF-uri, să pui de exemplu, 60, 20, 10, 10 pentru fiecare din ETF-ul ăsta și el, tu pui banii și el automat investește pentru tine. Uh -huh. Unul din cele mai bune produse lansate pentru români în ultimii 3 ani la nivel de investiții. Și astfel, tu nu mai faci decizii financiare. Tot ce trebuie tu să-ți focusezi, îi faci bani și să-i pui la tine în cont XTB, ei după asta să cumpără mai departe. Dacă tu ai okay. făcut asta, focusul tău următor este să-ți crești veniturile, astfel încât 100 de euro se transformă în 500, care sunt puși la cont la broker, după asta 500 se transformă în 1000 și tot așa mai departe. Eu, de exemplu, am mă focusez strict doar pe creșterea veniturilor mele, pentru că strategia mea de investiții e destul de clară, eu trebuie doar să execut în bază. Ei. Și atât. Mai, fondurile de rezervă, da. E că eu как investesc, dar fonduri de rezervă normale nu am. Asta e rău. Asta înseamnă că trebuie de făcut. Eu sunt de acord cu asta. Eu țin de exemplu, eu am 2000 de euro la mine în cont la Revolut și atât, Asta e fondul meu de urgență. Dar eu sunt într-o situație foarte safe, adică la planable în calitate de fondator, eu am salariu și uh -huh, uh -huh. că, adică fiind cofondator, eu știu exact care este sănătatea financiară a companiei și eu știu că e o companie mega stabilă, adică uh -huh.

atât parte de cum să devii expert popular să monetizezi, cât și parte de investiții în trei pași. Eu sunt foarte rar, în Republica Moldova, undeva odată pe trimestru, plui, eu foarte mult așteptam Odată și o odat, Noi din există. vară discutăm. Noi, noi din vară, eu, încă, eu de mult la tine am vrut să ajung, dar noi tot din vară discutăm să găsim o oră și tot am mai schimbat mesajul cu Vadim, gen, hai când, hai când, amuia nu pot, acum nu pot, amuia mă duc acolo, mă duc. Da, a, da, da, eu m-am bucurat fost. foarte mult pentru că eu foarte mult vreau, dacă, dacă lumea vrea a doua parte, vă rog să mi scrieți în comentarii abonați-vă. Poate mai exact ceva, poate niște aprofundare la anumite strategii, dar vezi că aici deja apare e, ideea, dar cum diferențiez conținutul gratuit și au plătit. Adică, eu pot, eu, pot, să spun că, ia stai, eu, Vlad, eu am la tine mai multe întrebări, și când ați le pun și să facem două, cea, două ceasuri din podcast, a se să-ți dai seama că pădăjde, dar eu am curs de asta. Și... Asta e unul sau doi, eu dacă vreți, adică eu cu mare drag pot să vă fac masterclass la cum să vă faceți creator de conținut care face 100 de pe european, dar pentru asta credeți-mă eu, mai degrabă aș face un curs ca să pot să lucrez cu voi individual și poate noi cu Vadim să povestim ceva decât, adică într-un podcast mi-ar părea rău să nu am o conexiune cu voi direct și să vă explic, la tine aș face așa, la tine aș face așa, așa e produs sunt consultanți în România care învață pe alții cum să fac 5.000 de euro în pe lună în calitate de creator de conținut sau cursuri. Asta poate fi o strategie de voastră. E important să găsiți... Important, foarte mult vreau să țineți minte asta ca creator de conținut, creați valoare, nu bani. Adică bani poți face din orice activitate economică. Bani poți face din investiții, bani poți face din imobiliare, bani poți face la lucru, angajându un marketer, inclusiv mm -hmm. poate nu știu, la Parlamentul Republicii Moldova. Dar foarte mult vreau ca oamenii să creeze valoare, să aducă ceva nou în spațiu online digital. Nu pur și simplu să fie conținut furat din Rusia, pentru că am văzut și așa creatori de conținut și nu vreau să arăt cu degetul. Uh, și vreau foarte mult să creăm valoare, să aducem informații noi chiar dacă informația e luată de la americani și tradusă în română, dar adaptată la contextul nostru local de moldoveni în Republica Moldova. A, de asta de la americani spate, de la ruși nu spate? Da, e adaptat. Eu am văzut, eu am văzut de asta zic, nu vreau să arăt cu deștiu, dar eu am văzut creatori care copiază storiul lui Alexandra Metroșina, cuvânt în cuvânt, Uh, și le publică exact la fel. asta mi Asta mie nu-mi pare, nu -mi pare etic și adecvat, dar dacă tu aduci lucruri noi, frumoase, în spațiu online, care iarăși le, le pui pentru moldoveni și nu pe iarăși. Mm. Asta <laughs> e un alt podcast în mai departe, ca să mă pornească pe multe Da, așteptăm feedback-ul și sfabodă. Și mulțumesc <laughs> tare mult pentru invitație, a fost plăcerea mea, a fost super interesant. Super. plecat în câmpul de Să mă întâlnesc cu tot ce